început, o să supunem spre votare procesul verbal de data trecută, din 24.07.2017. Domnul președinte, o observație, vă rog. Dați-mi voi că vreau să fac am de ridicat obiecțiune. Doamna secretar, în procesul verbal de la ședința trecută, eu am făcut, referitor la un punct cu poliția locală, am făcut într-adevăr afirmația că ei nu justifică salariul. Da. Totuși s-a trecut în procesul verbal că aș făcut afirmația să-i dați afară pe toți. N-am făcut afirmația asta, se subînțelege din ea, da. Dar n-am făcut această afirmație. Da. Bine, că în linii mari știm cu toții poliția locală cu salariul cum se justifică, dar vă rog să reformulați acolo și să radiați. Nu. N-am făcut aprecierea ca să fie dați toți afară. Nu. Deci, radiați sintagma să fie dați toți afară, că n-am făcut afirmația asta. Deci, o să punem nu-și justifică salariile. Atât rămâne. Aia am afirmat și o mențin. Da. Fac corectura, fără probleme. Vă rog frumos. Da. Atât singura obiecție. Întrucât Consiliul Local s-a întâlnit în majoritate, declar ședința deschisă. Deci toată lumea este de acord cu Consiliul Local? Supunem la vot procesul verbal de data trecută. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă nu sunt, abțineri nu sunt. O să trecem la ordinea de zi. O să suplimentez lista ordinei de zi într-un punct, adică punctul diverse. Cine este pentru? Încerc scuze. Vă mulțumesc, împotrivă sunt, abțineri nu sunt. Și știți ce mai trebuie? Mai trebuie să vă alegeți un nou președinte de ședință pentru următoarele perioade. Da, o să spun de aprobare punctul 9, punctul la fost diverse, pentru alegerea noului președinte de ședință la ședința următoare. Ai reginit. Da. Pentru început o să votăm, deci am votat deja procesul verbal. O să trecem la listă, la ordine de zi. Cine este pentru? Domnul primar, să prezentați ordine de zi de astăzi. Doamnelor și domnilor consilieri, dați-mi voie să vă prezint dispoziția numărul 211 din 8.04.2017 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Bârsănești, județul Bacău, din data de 9 august 2017, orele 16, la sediul primăriei Comunei Bârsănești. Proiectul ordine de zi este următorul. Punctul 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea articolului 1, punctul 2 al hotărârii Consiliului Local Bârsănești, numărul 50 din 22.06.2016, privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Bârsănești, inițiator domnul consilier Miron Costel. Punctul 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea articolului 1 al hotărârii Consiliului Local, numărul 62 din 27.09.2016, privind aprobarea actualizării componenței Comisiei pentru verificarea lucrărilor efectuate pe trupurile de izlaz comunal, parte din domeniul privat al Comunei Bârsănești, care sunt închiriate. Inițiator domnul consilier Miron Costel și Pârlam Vasile. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea articolului 1 al hotărârii Consiliului Local numărul 70 din 26.12.2016 pentru aprobarea constituirii Comisiei de Analiză și Verificare a lucrărilor contractate de a se executa de beneficiarul UAT Bârsănești, inițiator domnul consilier Anei Felix. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de concesionare a terenului suprafață de 450 de metri pătrați din Albia Minoră a Bărâului Bârsănești, aparținând domeniul public al statului, aflat în administrației naționale Apele Române, în vederea executării lucrărilor de construcție a podului peste Bărâul Bârsănești, în cadrul investiții modernizare rețea de drumuri locale în Comuna Bârsănești, județul Bacău, inițiator domnul Botezatu Gelu, primarul Comunei. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea demolării clădirii foste grădinițe din satul Bârsănești, zona Gurabăi, parte din domeniul public al Comunei Bârsănești, inițiator domnul Botezatu Gelu, primarul Comunei. Punctul 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea alocării sumei de 20.000 de lei din bugetul local pe anul 2017 pentru organizarea festivităților legate zilele Comunei Bârsănești, inițiator domnul Botezatu Gelu, primarul Comunei. Punctul 7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea disponibilizării din excedentul bugetului local la 31.12.2016 a sumei de 304.927 lei
inclusiv TVA, pentru asigurarea cofinanțării proiectului modernizare rețea de drumuri locale, Comuna Bârsănești, Județul Bacău, punctul 8 diverse și punctul 9, alegerea noului președinte al ședinței Consiliului Local. Articolul 2, prevederile prezente în dispoziții vor fi aduse la îndeplinire de către secretarul comunei și vor fi aduse la cunoștință publică prin afișare. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule primar. O să supun la vot ordinea de zi de astăzi. Cine este pentru? Potrivă nu sunt, abținere sunt. O să trecem la primul punct la ordine de zi. O să dăm cuvântul domnului consilier Mirom Constel, inițiatorul proiectului. Mulțumesc. Județul Bacău, Comuna Bârsănești, Consiliul Local. Proiect de hotărâri pentru modificarea și completarea articolului 1 punctul 2 al hotărârii Consiliul Local Bârsănești numărul 50 din 22.06.2016 privind constituirea Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Bârsănești. Consiliul Local al Comunei Bârsănești, Județul Bacău, având în vedere dispozițiile articolului 15.18 și articolul 30 din Ordonanța Guvernului numărul 35/2002 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare a Consiliului Local cu modificări și completările ulterioare, având în vedere hotărârea Consiliului Local numărul 32 din 14.07.2017 privind validarea mandatelor de consilier local ai doamnei Mihai Mirela Claudia și al domnului Lazar Ion, discuțiile și acordul de principiu din cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 14.07.2017 consemnate în cuprinsul procesului verbal numărul 2926 din 17.07.2017, precum și la partele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Bârsănești. În temeiul articolul 54 alineatul 1.5 și respectiv articolul 45 alineatul 1 din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală cu modificări și completările ulterioare, propune articolul 1 se aprobă modificarea și completarea articolului 1 punctul 2 al hotărârii Consiliului Local numărul 50 din 22.06.2016 respectiv, componența Comisiei pentru Administrația Publică Locală, Juridică, Apărarea Orișiniște Publice, a Dreptului Cetățenilor, după cum urmează. Aici vreau să fac o precizare, doamna secretară, să începe cu președintele întâi, nu cu secretarul. Așa am făcut? Da. Mihai Mirela Claudia, secretar, Partidul Social Democrat ca apartenență politică. Lazar Ion, membru, Partidul Social Democrat. Vârlan Vasile, membru, Partidul Social Democrat. Mirom Costel, președinte, Partidul Alianța Liberală și Democraților, Petcu Costică, membru, Partidul Național Liberal. Articolul 2. Restul prevede hotărârii Consiliului Local Bârsănești numărul 50 din 22.06.2016 privind constituirea Comisiei de Specialitate ale Consiliului Local Bârsănești rămân neschimbate. Articolul 3. Prezenta hotărârii se va comunica instituției prefectului județului Bacău, persoanelor nominalizate la articolul 1, primarului Comunei Bârsănești și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Inițiator, consilier Mirom Costel. O să trecem la următorul proiect la ordine de zi, numărul 2. O să dau cuvântul tot consilierul domnului Biron. Da, mulțumesc, domnul președinte. Județul Bacău, Comuna Bârsănești, Consiliul Local. Proiect de hotărâri pentru modificarea și completarea articolului 1 al hotărârii Consiliului Local numărul 62 din 27.09.2016 privind aprobarea actualizării componenței Comisiei pentru verificarea lucrărilor efectuate pe trupurile de izlaz comunal, parte din domeniul privat al Comunei Bârsănești, care sunt închiriate. Consiliul Local al Comunei Bârsănești, Județul Bacău. Dispozițiile articolului 15, 18 și articolul 30 din Ordonanța Guvernului numărul 35/2002 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare a Consiliului Local cu modificările și completările ulterioare, discuțiile și acordul de principiu din cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 14.07.2017, consemnate în cuprinsul procesului verbal de ședință numărul 2926 din 17.07.2017, precum și rapoartele Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local Bârsănești, în aplicarea prevederilor hotărârii Consiliului Local numărul 2 din 31.1.2014 pentru aprobarea încheierii prin licitație publică cu ofertă în plic sigilată a trupurilor de pășuni în suprafață totală de 469,10 hectare, aflat în proprietatea privată a Comunei Bârsănești, Județul Bacău, în temeiul prevederilor hotărârii Consiliului Local Bârsănești numărul 39 din 23.10.2014, în temeiul prevederilor articolul 36 alineatul 2, litera C și alineatul 5, precum și articolul 45 alineatul 3 din legea numărul 215/2001 a administrației publice locale cu modificări și completări ulterioare, propune articolul 1 se aprobă modificarea și completarea articolului 1 al hotărârii Consiliului Local numărul 62 din 27.09.2016
privind aprobarea actualizării componenței Comisiei pentru verificarea lucrărilor efectuate pe trupurile de izlaz comunal, parte din domeniul privat al Comunei Bârsănești, care sunt închiriate după cum urmează. Președinte Gavriliu Daniel, viceprimar. Secretar Balint Aurelia, secretarul Comunei. Membri Ioniță Gabriel, inspector agent agricol. Ienache Lucian, consilier local din satul Albele. Stanciu Georgescu, consilier local din satul Bârsănești. Blanaru Gheorghe, consilier local din satul Caraclău. Lazar Ion, consilier local din satul Albele. Articolul 2. Restul prevederilor hotărârii Consiliului Local numărul 62 din 27.9.2016, privind aprobarea actualizării componenței Comisiei pentru verificarea lucrărilor efectuate pe trupurile de izlaz comunal, parte din domeniul privat al Comunei Bârsănești, inventarierea se va desfășura în perioada 15 octombrie-1 noiembrie 2016, rămân neschimbate. Autoritatea executivă a Comunei, prin compartimentele aparatului de specialitate al primarului Comunei, va aduce la îndeplinire prevederile prezente în hotărâri. Prezenta hotărâre va fi comunicată primarului Comunei, instituției prefectului județului Bacău și va fi publicată prin afișare conform prevederilor legale prin grija secretarului Comunei. Inițiator, consilier Mion Costel, consilier Vărman Vasile. Vă mulțumesc, doamne consilier, dacă se discuție la acest dacă nu sunt, o să supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Pot de vă să sunt, vă mulțumesc. Să constați că și acest proiect a fost votat în unanimitate. Vom trece la al treilea proiect pe ordinea de zi și o să dau cuvântul domnului inițiator, Anei Felix. Proiect de hotărâre privind notificarea și completarea articolului 1 al hotărârii Consiliului Local numărul 70 din 26.12.2016 pentru aprobarea constituirii Comisiei de Analiză și Verificare a lucrărilor contractate a se executa în beneficiu OAT Bârsănești. Consiliul Local al Comunei Bârsănești, județ Bacău, având în vedere dispoziția articolul 36 aliniatul 1, articolul 45 aliniatul 96, articolul 54 aliniatul 7 din legea 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile articolului 29 aliniatul 1 și ordonanței guvernului numărul 35/2002, privind regulamentul cadru pentru organizarea și funcționarea consiliilor locale, cât și propunerile pentru constituirea comisiei și desemnarea membrilor acesteia formulate, aprobate și consemnate în procesul verbal numărul 2926/17.07.2017 a ședinței ordinare a Consiliului Local Bârsănești, județul Bacău, din data de 14 iulie 2017, precum și rapoartele de avizare favorabile ale consiliilor de specialitate ale Consiliului Local Bârsănești. Propune articolul 1. Se aprobă modificarea și completarea articolului 1 cu hotărârii Consiliului Local numărul 70 din 26.12.2016 pentru aprobarea constituirii Comisiei de Analize și Verificare a lucrărilor contractate a se executa în beneficiu OAT Bârsănești, după cum urmează. Președinte Ane Felix, consilier local, membri Pioman Maria, consilier local și Miron Costel, consilier local. Articolul 2. Comisia își va exercita atribuțiile pe toată durata mandatului consilierilor locali și va avea atribuții stabilite conform prevederilor articolul 29 aliniatul 1 din Ordonanța Guvernului 35/2002 privind regulamentul cadru pentru organizarea și funcționarea consiliilor locale cu modificările și completările ulterioare. Articolul 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către membrii nominalizați la articolul 1, cărora li se va comunica pe bază de semnătură. Articolul 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată instituției prefectului județului Bacău, primarului Comunei Bârsănești și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Inițiator consilier Ane Felix. Pentru cei care n-au citit asta, la articolul 29 aliniatul 2 specifică că Consiliul Local poate hotărâ organizarea unei comisii speciale de analiză și verificare la propunerea consilierului sau a primarului. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții, dacă nu sunt, o să supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă rezultatele. Vă mulțumesc. Se constată că și acest proiect a trecut în unanimitate. Vă mulțumesc la al patrulea proiect pe ordine de zi. O să-i dăm cuvântul domnului primar Gelu Botezatu.
proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de concesionare a terenului în suprafață de 450 de metri pătrați din albia minoră a pârâului Bârsănești, aparținând domeniul public al statului, aflat în administrarea Administrației Naționale Apele Române, în vederea executării lucrărilor de construcție a podului peste pârâul Bârsănești, din cadrul investiției modernizare rețea drumuri locale în comuna Bârsănești, județul Bacău. Privind realizarea investiției modernizare rețea drumuri locale în comuna Bârsănești de Bacău a fost aprobat și va beneficia de finanțare în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală, investiții în crearea și modernizarea infrastructurii la bază de bază la scară mică. Proiectul cuprinde modernizarea a 7 drumuri de importanță strategică introduse în intravilanul cu domeniul public în hotărârea Consiliului Local numărul 42 din 23.05.2016, precum și construirea a două poduri, unul peste pârâul Bârsănești și celălalt peste pârâul Chigirea. Pentru execuția podului peste pârâul Bârsănești este necesar avizul de gospodărie a apelor. Obținerea acestuia este condiționată de completarea documentației tehnice cu următoarele documente. 1. Copie după certificatul de urbanism, informarea publicului privind intenția și realizarea investiției, copie după hotărârea Consiliului Local Bârsănești pentru aprobarea inițierii procedurii de concesionare a terenului în suprafață de 450 de metri pătrați din albia minoră a pârâului Bârsănești, aparținând domeniul public al statului, aflat în administrarea Administrației Naționale Apele Române, în vederea executării lucrărilor de construcție a podului peste pârâul Bârsănești din cadrul investiției modernizare rețea drumuri locale în comuna Bârsănești, județul Bacău. Conform prevederilor legii apelor, numărul 107 din 1996, cu modificările și completările ulterioare, respectiv articolul 48, litera 1, lucrările care se construiesc pe ape sau care au legătură cu apele sunt traversări de cursuri de apă cu lucrări aferente, poduri, conducte, linii electrice, etc. Așa, la articolul 50, aliniatul 1, se specifică lucrările prevăzute la articolul 48 pot fi promovate și executate numai în baza avizului de gospodărie a apelor și respectiv notificării emise de Administrația Națională Apelor Române. Punerea în funcțiune sau exploatarea acestor lucrări se face numai în baza Administrației de gospodărie a apelor și după caz a notificării emise de Administrația Națională Apelor Române. Procedura de concesionare este necesară pentru deblocarea fondurilor PNDL și va fi inițiată de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Față de cele prezentate, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma inițiată. Vă mulțumesc, domnule primar. Dacă sunt discuții, știți, domnul Bărescu. Domnule primar, da. Știți, domnule, că mai sunt două firme. Da. Unii, e terenul ăsta, cred că de-a pentru parcarea mașinilor, după cum... Nu, domnule, trecem cu podul peste apa. Deci, dumneavoastră, să aveți grijă că acolo există un drum. Deci, blocarea este... Se duce și la Ilie, se duce și la mine și la Oanii. Nu, dar se referă numai strict la suprafața asta. Suprafața de sub pod. De sub pod. Deci, ce pe pârâu, sub pod. Atât. La drumul agricol, nu are treabă. Nu are treabă cu ceva. Treabă. E cu drum. Ce aparține de apele române. Deci, ce aparține apelor române? Deci, albia minoră. Începând din mal în mal. Am înțeles, domnule. Pe lățimea podului. Vă mulțumesc, domnule consilier. Dacă mai dorește cineva. Nu dorește nimeni, deci o să supune spre aprobare. Cine este pentru? Vă mulțumesc, ar fi învățat. Se constată că și punctul în fața o să trecem la următorul proiect, numărul 5. O să dau cuvântul domnului primar Gelu Botezată. Expunerea motivului în sprijinul proiectului de hotărâre pentru aprobarea demolării clădirii fostei grădințe din satul Bârsănești, zona Gurabăi. Doamnelor și domnilor consilieri, clădirea fostei grădințe din zona Gurabăi, din satul de centru, a suferit însemnate deteriorări de-a lungul perioadei de când copiii în vârstă preșcolară nu mai merg acolo la grădință, respectiv din anul 2010. Clădirea în stare în care se prezintă la acest moment reprezintă un pericol real, așa încât singura soluție, după cum am discutat cu specialiștii în lucrări de construcție, rămâne demolarea ei. Clădirea în suprafață de 221 metri pătrați a fost construită în anul 1953 fără autorizație de construcție. Conform prevederilor articolului 33 din legea numărul 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcție, punctul 1,
prin excepție la prevederile articolului 32, construcțiile executate fără autorizație de construcție pe terenul aparținând domeniului public sau privat al statului, cât și construcțiile și lucrările și amenajările cu caracter provizorii executate pe terenul aparținând domeniul public sau privat al județelor, municipiilor, orașelor și comunilor, vor putea fi desființate pe calea administrativă de autoritatea administrației publice de pe raza unității administrative teritoriale unde se află construcția fără emiterea unei autorizații de desființare, fără sesizarea instanțelor judecătorești și pe cheltuiala contravenentului. Procedura prevăzută la articolul 1 se poate declanșa din oficiu de autoritatea administrației publice de pe raza unității administrative teritoriale unde se află construcția sau la solicitarea proprietarului ori administratorului legal al terenului aparținând domeniului public sau privat al statului. Punctul 3. În cazul neîndeplinirii de către autoritatea administrației publice competente a procedurii de desființare în termen de 15 zile calendarice de la data solicitării prevăzute la aliniatul 2, proprietarul sau administratorul legal al terenului aparținând domeniului public ori privat al statului va putea trece de îndată la desființarea construcțiilor executate fără autorizație de construcție. Punctul 4. Prin excepție de la prevederile articolului 32, construcțiile executate fără autorizație de construcție pe terenul aparținând domeniului public sau privat al județelor, orașelor, ori comunelor, vor putea fi desființate pe calea administrativă de autoritatea administrației publice competente fără sesizarea instanțelor judecătorești și pe cheltuiala contravenientului. Punctul 5. Pentru realizarea prevederilor articolului 1, autoritățile publice competente vor contracta efectuarea acestor servicii cu societăți comerciale specializate în astfel de lucrări în condițiile legii. Pe acest amplasament ne-am orientat pentru viitor la construirea și amenajarea unei clădiri noi ca centru de tineret și activități culturale. Pentru aceasta este necesar ca prin proiectul de hotărâre inițiat astăzi să vă pronunțați în primă fază pentru aprobarea demolării clădirii. Față de cele prezentate mai sus, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma pe care a fost inițiat. Vă mulțumesc, domnule primar. Dacă sunt discuții, vă rog, domnul Miro, domnul Petru. Și eu vreau să mă este, într-adevăr, că este într-o stare degradată, trebuie expertiză tehnică, dar nu puteți invoca articolul acolo că se demolează din cauza că a fost construit fără autorizație, din niciun caz. Deci, o construcție făcută fără autorizație are și ea un termen în care se prescrie obligativitatea de a obține autorizație. Înseamnă că acolo aia n-a fost terminată niciodată. Deci nu se poate invoca. Deci acolo se invocă starea de degradare, se face expertiză tehnică și cu asta basta. Deci nu se poate invoca. Deci, conform lege, noi nu suntem obligați să scoatem autorizație de demolare. Asta e singura treabă, că dacă ar fi să mai scoate și o autorizație de demolare, deci ar mai trebui disponibilizată încă o sumă foarte mare de bani cu foarte multe avize, începând de la APE, că avem părul ăla în spate, mediu, EON, câte și câte și câte. Deci ar mai trebui cam, să nu exagerez 10.000, cred că mai, dar nu mai bine pentru avize. Legea ne permite să o facem fără autorizație. Aceea, singura condiție este dacă avem posibilitatea să o demolăm noi, o demolăm noi. Ceea cred că avem. Avem tractor, da. Avem un excavator, deci o putem prăbuși după aia cu oamenii de la ajutorul social și da. Cu angajații noștri, curățăm da. Teren. Vă dați seama că dacă ar fi acum să facem iar, să o luăm de la început cu autorizația, certificat de urbanism, toate, aveți de structură de la Consiliul Județean, câte, ar fi iar. Dar legea ne permite să o demolăm fără autorizație. Acolo nu se mai au venit specialiști, nu se mai cheamă expertiză, acum se cheamă un releviu, ceva de genul ăsta. A venit, a făcut măsurători, a constatat exact cum este construită. Deci toate detaliile sunt în documentația tehnică. Mai aveți ceva de spus, domnul? Nu domnule, domnule, domnul consilier, contrar la ce se a discutat până acum, o să completez și eu la ce spune domnul Petru. Într-adevăr, este împotriva legii să demolăm acea clădire fără autorizare. Pentru asta eu am făcut un extras din legea 50 din 1991 și o să vă dau citire la câteva articole care face trimitere directă, că nu putem demola fără autorizare. O să încep prin articolul 7 din legea 50 pe 91,
privind autorizarea executării lucrărilor construcției, la aliniatul 12, articolul 7, prevede următoarele. Autorizațiile de construcție, de sfințare, se emit numai pe baza unei documentații complete, în conformitate cu conținutul cadru prevăzut în anexa numărul 1, cu excepția situațiilor prevăzute la alineatul 16. O să-l citesc imediat și pe alineatul 16. Anexa 1 se găsește la lege, dar în niciun caz nu prevede demolarea construcțiilor fără autorizație, nici anexa 1 din lege. Dar trec mai departe la să vă prezint alineatul 16 și următoarele, care pe noi, nouă ne este prohibit, adică interzis, ca să putem adopta un asemenea proiect. Nu este voie, din punct de vedere legal. Citesc. Cu respectarea legislației privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private ale asupra mediului, în cazul construcțiilor care prezintă pericol public, autorizația de construcție pentru executarea lucrărilor de intervenție în primă urgență, care constau în principal în sprijiniri ale elementelor structurale, nerstructurale, avariate, demolări parțiale și consolidări la structura de rezistență, obligatorii în cazuri de avare, accidente tehnice, calamități, ori alte evenimente cu caracter excepțional, este aici îmbracă forma unui caracter excepțional, într-adevăr, se emite imediat de către autoritatea administrației publice competente potrivit prezentei legi, urmând ca documentațiile tehnico-economice corespunzătoare fiecarei faze de proiectare, expertiză tehnică, studiu de fizabilitate, documentație de avizare, documentație tehnică, proiect tehnic, detalii de execuție să fie elaborate și aprobate pe parcursul sau la încheierea executării lucrărilor cu respectarea avizelor și acordurilor, precum și după caz a actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului. Aliniatul 16, indiciul 1. Prevederile aliniatul 16 se aplică în mod corespunzător și construcțiile prevăzute la articolul 3, aliniatul 1, litera B, care prezintă pericol public. Articolul 17. Primăriile pot dezafecta construcțiile proprietatea unității administrativ-teritoriale aflate în stare avansată de degradare și care pun în pericol siguranța publică, cu excepția construcțiilor monument istoric, nu este cazul, pe bază de autorizație, subliniez, de desființare, emisă în condițiile aliniatului 16, l-am citit mai devreme, cu obligația de a se întocmi documentații specifice în conformitate cu prevederile cuprinse în anexa numărul 1. Acolo spune exact ceea ce spuneați dumneavoastră, domnul Vici, mai devreme, cu expertiză, cu toate documentația care vine aferent. Trec mai departe să citez următorul articol, articolul 8, aliniatul 1. Demolarea, dezafectarea, ori dezmembrarea parțială sau totală a construcțiilor și instalațiilor aferente construcțiilor, a instalațiilor și utilaje tehnologice, nu este caz, inclusiv elementele de construcție de susținere a acestora, închiderea de cariere și exploatări, nu este cazul, precum și oricăror amenajări se fac numai pe baza autorizației de desființare obținute în prealabil de la autoritățile prevăzute la articolul 4. Autoritățile care sunt prevăzute începe de la prefectură, Consiliul Județean, Primărie, Consiliul Local, așa mai departe. Astea sunt autorității. 2. Autorizația de desființare se emite în aceleași condiții ca și autorizația de construire, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice și ale regulamentelor aferente acestuia potrivit legii, cu excepțiile prevăzute la articolul 11. Vă citesc acum articolul 11. Se pot executa fără autorizație de construire următoarele lucrări sau care nu modifică structura de rezistență, deci nu are voie să se modifice structura de rezistență. E valabil și pentru desființare. Am citit mai devreme aliniatul 2 la articolul 8. Acolo am citit. Da, 11 se referă la construire. La construire. La demolare. Că dacă demolează, trebuie să-i schimb structura. Trebuie să schimb structura, da. Deci v-am zis. Deci ce se poate construi fără autorizație? Reparații la împrejurimi, acoperișuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbă forma acestora și material din care sunt executate. Reparații și înlocuiri de tâmplărie interioare-exterioare dacă se păstrează forma, dimensiunile, golurile și tâmplăriei, inclusiv în situația în care se schimbă materiale din care sunt realizate respectivele lucrări, cu excepția clădirilor declarate monument istoric în condiții legii care nu se poate face nicio modificare. Reparații și înlocuiri de sobete încălzit. Nu trebuie autorizați. Zugrăveli și vopsitorii interioare. Zugrăveli și vopsitorii exterioare, dacă nu se modifică elementele de fațadă și culorile clădirilor. Reparații la instalațiile interioare, la branșamente și la acorduri exterioare de orice fel, aferente construcțiilor în limitele proprietății, montarea sistemelor locale de încălzire și de preparare a pe calde menajerii cu cazane omologate, precum și montarea aparatelor individuale de climatizare și sau decontorizare a consumului de utilități. Reparații și înlocuiri de pardoseli,
lucrări de reparații înlocuitoare, ori reabilitări fără modificarea calității și formei arhitecturale a elementelor de fațadă, dacă aceste lucrări nu se execută la construcțiile prevăzute la articolul 3 alineatul 1 litera B. Deci atât este permis fără autorizație. Ce am citit până acum? Atât! Numai puțin, că mai am câteva și am terminat. Atât, domnule, două articole. Mai am văzut. Domnule, vrem să demolăm, nu să construim. Trebuie autorizație, domnule. Păi da, domnule, e autorizație. Dar autorizația asta, dacă nu este, când te duci să ceri autorizație de demolare, numai un pic, nu este. Nu există autorizație. Nu există autorizație. Mediu, când te duci la mediu, spune clar, dă-ne autorizația de construcții ca să o demolezi. Păi da, dacă n-am, ce să-ți dau? M-a prezentat un copil cu mai devreme situația. Deci, la prescriere intră numai amenda, demolarea, se face puțin. Cum zice domnul Georgescu, când s-a născut copilul, deci trebuie să-i faci o certificat. Și când, de ce să-i faci? Domnule, nu putem pune în discuție modalitatea cum s-a făcut în 50. Noi nu putem pune în discuție. Domnul Costeuș, nu ne dă nimeni autorizație de demolare dacă nu avem autorizație de construcție. Te rog frumos, înțelegi-mă. Nu există. E baza inventarul domeniului public. Cum să nu dea? Atunci hai să cheltuim banii, că vrem noi să folosim. Hai, spune-ți. Autorizațiile de construire sau de desființare emise cu încălcarea prevederilor legale pot fi anulate de către instanțele de contencios administrativ potrivit legii. Anularea autorizațiilor de construire sau de desființare poate fi cerută în condiții legii și de către prefect, inclusiv la sesizare expresă a organului de control. Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă următoarele fapte. Executarea fără autorizație de construire sau de desființare, ori cu nerespectarea prevederilor acestea a lucrărilor prevăzute la articolul 3, alineatul 1, litera B și așa mai departe. Nu-i dă voie instanța? Nu. Nu-i dă voie prefectul? Ce că... Nu are treabă cu instanța. Cu consiliul, ne dă voie instanța. Numai puțin ca să vă explic. Lămuriți. Noi putem să o desfințăm, dar nu mai cum spunea și domnul Vice, cu toate autorizațiile care costă bani. Altfel, din punct de vedere al acestei legi... Nu este autorizație. Din punct de vedere al acestei legi, noi nu putem. Cea mai bună metodă, domnul primar, o lăsăm secatul jocului, Da, poftez, domnule. Deci nu le dă, fiind pericol de prăbușire, nu le dă voie legea să o demolăm toată, urmând pe parcurs să obținem ce trebuie. Ce deci, da. Niște acte. O să ne mai sfătuiască cei de la Consiliul Județean. Deci noi, în regim de urgență, o putem demola în baza legii. Deci, urmând, să ne mai consulta cu cei de la Consiliul Județean și obținem ce trebuie pe parcurs. Într-un timp în care nu specifică că trebuie în 15 zile să obținem. N-am reușit să citesc actele alea, că nu știu dacă l-a adus. Eu ce am discutat cu specialiștii, ea încă se încadrează la categoria de construcție fără autorizație datorită faptului că nici nu este pusă pe fundații de betone, este fixată pe piatră de zlănic. Deci nu necesită un efort deosebit la curățarea și redarea terenului în forma inițială, adică cum a fost ea înainte de construire. Domnul Vici, dar nu în condițiile astea, nu sunt prevăzute în lege. Noi nu ne putem abate de la lege. Da, nu știu. Poate mai face la abate la lege. Eu aș mai avea o propunere. Ar mai fi varianta autodemolării. Deci, nu. Legea mea este varianta autodemolării. Bine. Din cauza intemperiilor. Eu aș avea o propunere ca să nu cheltuim. Poftiți, domnul Georgescu, aveți cuvântul să spuneți. Când se face autorizație pentru construcția unui clădiri pentru căminul cultural, acolo pentru, atunci să cine construiește, să dăm aprobare să și demoleze. Să terminăm. Și nu dăm nici bani, nu dăm nimic. Domnul Georgescu, problema este că este pericul public deocamdată. Deci nu putem să stăm acum să... Trebuie să luăm în calcul că școala aia poate să cadă jos oricând. Da, ce poate să cadă? Că e numai că au venit specialiști, deci ne trebuie o scară să ne urcăm în pod. Domnule, dar nu mai are pod, se vede acoperișul, deci tavanii nu mai are deloc. Plus de asta, nu are căprior, nu are țigările, stau în toate direcțiile. Deci așa cum exact completez și eu, cum a spus domnul Petru, se poate demola, scrie și aici în lege, cu condiția ca până la finele lucrării să se obțină toate autorizațiile și avizele. Deci se poate demola cu condiția asta. E singura condiție care este permisivă doar la clădirile care sunt, care sunt pericol public. Atât. Și noi atunci să aprobăm, când vin cu toate autorizațiile,
Nu, dar costă bani. Banii aia sunt folosit în altă parte, asta ziceam, să găsim o altă soluție. Apropo de volare. Apropo de volare. Deci, pot ca domnul Georgescu, că se dezvină, ies pe la autoritatea de construcții, trebuie să facă un plan de situație. Cine își bagă capul și mâinile legate să facă planul ca fiind terenul perfect, că nu este aia acolo. Deci trebuie să apară planul, că nu e nimic acolo. Cine să bagă să facă chestia asta, că e liber? O să trebuie să consiliul local. Facem, în momentul când se face cadastru, ea, în baza hotărârii, ea apare ca demolată. Deci cine face cadastru, da, face cu teren pe zero. Da. Deci nu mai apare nicăieri. Dar ea și așa nu apare, datorită faptului că nu are autorizație, deci nu este înscrisă nicăieri. Am cerut și de la inspectoratul școlar, am cerut de peste tot. Deci singur ce este prinsă printr-o hotărâre de consiliul local în inventarul domeniului public, da, atât avem acte asupra ei. Aia cu ei. În rest nu există niciuna. Ăsta e singurul act. Inventarul hotărârea de consiliul local. Dacă inventarul nostru nu e ce să decide. Păi, legea asta spune că permite. Deci ea este făcută fără autorizație. Da, nu știu. Ce grav, nu mai făcut o demolare de aici și nu sunt banii. Da, l-am băgat pe o demolare. Dar era demolată, să nu mai avea nici ceva. Eu mă gândesc să nu cheltuim bani, cheltuim bani deja cu autorizații, facem cu bani de alții. Deci repet încă o dată, deci se poate, cum scrie în lege, deci se poate demola cu condiția ca până la finele lucrării trebuie să autorizațiile. Să știți, așa scrie în lege. Așa o să spune. Până la final să se scoată autorizații, dar noi să o demolăm. Ca să putem face ceva. Problema e că nu se întâmplă nenorociri și după aia să zicem de ce n-am aprobat să demoleze și... Nu, dacă se refuză de demolare, atunci ar fi tot consiliul local. Dacă nu era cu hotărâre, atunci ar trebui să apre primarul și viceprimarul. Dar domnule... Eu propus demolarea. Demolarea? Nu, domnul Scrii, nu ați aflat autorizații. Dacă domnul Becu a propus pentru demarare, îi supun la vot cine este pentru. Cât să numărăm? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nu știu, dar sunt acțiuni sau 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deci 12 voturi pentru demarare și 1 împotrivă. Apropo, noi am votat la raportul de specialitate a Comisiei, cum s-a pronunțat, favorabil sau nefavorabil? Comisia pentru ce? Comisia de avizare, da. Păi, favorabil, pronunțat favorabil demolării. Dar bineînțeles asta, dar e bine, eu îmi fac mențiunea de rigoare că am votat împotrivă, este drept. A, nu, pentru că sunteți oricum favorabil, sunteți... Deci se constată că la numărul 5 s-a votat cu 12 voturi și unul împotrivă. O să trecem la următorul punct pe ordine de zi, o să dăm cuvântul domnului primar să recomandeze. Expunerea de motive cu privire la alocarea sumei de 20.000 de lei din bugetul local al anului 2017 pentru organizarea festivităților legate de zilele Comunei Bârsănești. Doamnelor și domnilor consilieri, cu ocazia festivităților organizate cu prilejul zilelor Comunei Bârsănești din data de 9 septembrie, am planificat sfințirea monumentului eroilor căzuți la datorie în primul și al doilea război mondial, având ca invitată garda de onoare și unul sau două plutoane militare ale garnizoarei militare Bacău pentru desfășurarea unui ceremonial militar religios. Este necesar să închiriem o scenă pentru programul artistic ce va fi susținut de grupurile artistice invitate. Suma totală se ridică la 20.000 de lei. Propun ca alocarea acestei sume de la capitolul 510220-0130 autorități publice și acțiuni externe, titlul 2, cheltuieli materiale, aliniatul 510220-0130, alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare. Față de cele prezentate mai sus, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentă. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul primar. Discuții? Poftiți, domnul consilier. Aș vrea, mai vorbi și apropo, mereu, ca să facem și acel concurs de cross care s-a ținut anul trecut, în perioada verii, ar fi frumos dacă l-am putea include acum să-l ținem cu ocazia Zilei Comune. Am discutat cu mai mulți copii. Organizați, să înțeleg, nu?
Organizăm, da, nu, asta nu e nicio problemă de organizare, dar trebuie și acolo un pic de finanțare, nu putem. Da, banii care îi prindem noi sunt să achităm prestatorul de servicii, deci ei sunt pe cheltuieli materiale, noi închiriem un prestator, adică facem noi și ăla se ocupă de tot. Deci noi nu putem plăti, știu, diplome, cupe, biciclete sau ce mai trebuie, sau cântăreți, nimic. Noi facem un contract de prestări servicii între noi și un prestator și ăla la rândul lui. Deci pe contract îi prestări servicii pentru susținerea zilei comune. Am înțeles, domnule. Iar el se ocupă de restul. El aduce cântăreți, el aduce scena, e treaba lui. El este omul. Organizator, el este. Totuși poate găsi un bun sponsor. Așa da, nu am nimic împotrivă. Dar ce se întâmplă la rog? Ceva frumos să am fost în ideea la rog. Păi începe cu un campionat de fotbal, cu echipul. Da, tineretul cu așa. Și după aia începe de la ora 1. Ar putea fi inclus în programul evenimentului din acea zi, ar putea fi inclus. Dar cât ar fi sponsorizat? Cât ar fi sponsorizat? Trebuie bani. Ce va să dai în mod diplomat? Da, nu știu dacă merge numai. Dacă anul trecut s-a mers cu bicicletă, cu ceva, nu știu anul ăsta dacă poți să faci numai cu diplomă. Toți care vin, vin să câștige ceva. Să dau să se dau. Da. Mai devine și de câte categorii au fost anul trecut sau s-a organizat. Deci, pe, nivel de grup, pe nivel de grupe, de elevi și seniori. Deci, când ar fi până 10 ani, 10... Pe nivel de grupe, da. Nu, anul trecut a fost și vârst, deci, dar nu s-au prezentat. Au fost, până, cred, până în 40 de ani. Nu. Dacă e numai pentru copii... Până 10 ani, 10 ani, 14 ani, 14 ani, 14 ani, 14 ani. Nu știu cât s-ar cheltui. Dacă ar fi o variantă, dacă ar fi numai pentru copii, școala nu poate ajuta? Poftim? Școala. Deci nu, dacă ar fi numai pentru copii. Pe finanțare? Nu cred. Nu știu. Ei au și contabilitatea lor, nu? Păi au contabilitatea lor, dar în ce? Cum procedează cu banii? Cu diplomă, tot tipul. A, diplomă nu-i sau altă treabă. Asta e ceva simplu. Asta le facem de bani, nu știu. Dar problema e cu scorurile mai mari decât de la, știu, bicicletul s-o cumpere acum de așa, fără ce-n șase. Un tricou. Nu trebuie, deci sponsorul ăla care e, tot trebuie să disponibilizeze un cine câștigă de demn, niște tricouri. Da, dar tot bani. Aia e tot bani. Și noi nu avem de o să-i luăm, că nu ne permite de tricouri. Să ne vă dați seama, trebuie și bază chestii. Tot făi chiar, tot făi chiar. Și așa 20.000 pentru ce? Așa 20.000 pentru prestări servicii. Deci sunt cena și muzica cântăreție și plus și autocar. Și autocarul care aduce cântăreți. Zile de dată, în general. Deci în banii care sunt, se încadrează mai puțin ce a propus domnul. Dar eu aș lăsa propunerea domnului consilier să rămână. Dacă se găsește un sponsor, promovăm mai departe. Dacă nu, nu s-a găsit. Și aici mai avem și eu o propunere. În cazul în care reușim și obținem finanțare, eu zic că concursul să fie numai cu copii din comună, să nu mai direct din comună. Deci, data trecută a fost pentru prima dată și ca să fie valul mai mare, dar acum se face numai din comună. Păi da, dacă vine el a pregătit normal, pentru copiii din comună. Da, copilul sunt bucuri că a fost mai bun, așa că vine care a fost profesionist, pe automat că știi ce profesionist. Asta e. Și să fie numai din comună, de la noi, ca să... Da, facem până la 18 ani, facem până la 10 ani. Da, încercăm. Toți ne băgăm un pic și încercăm, poate obținem niște sponsorizări. Fiecare în direcția unui poate. Să o lăsăm așa, propunerea. Da, o lăsăm și finanțarea între timp. Da, supunem la vot, domnul președinte, propunerea. Supunem la vot propunerea domnului consilier. Cine este pentru? Se constată că s-a votat în unitate de voturi. Supunem și la vot proiectul ordine de zi. Cine este pentru? Se constată că s-a votat în unanimitate de voturi. Trecem la punctul 7. Vom pe 7, deci cum este, da? Nu, vedem 7 proiecte de hotărâre. Excelent, da.
Proiect de hotărâre privind disponibilizarea din excedentul bugetar local la 31.12.2016 a sumei de 304.927 lei, inclusiv TVA, pentru asigurarea cofinanțării proiectului modernizare rețea de drumuri locale Comuna Bursănești, județul Bacău. Articolul 1. Se aprobă disponibilizarea din excedentul bugetul local la 31.12.2016, a sumei de 304.927 lei, inclusiv TVA, pentru asigurarea cofinanțării proiectului de modernizare rețea drumurilor locale Comuna Bârsănești, județul Bacău. Articolul 2. Amplasamentele pe care se vor executa lucrările și la obiectivul de investiții modernizare rețea de drumuri locale Comuna Bârsănești, județul Bacău, fac parte din domeniul public al Comunei Bârsănești, județul Bacău. Articolul 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către autoritatea executivă a comunei. Vă mulțumesc, domnule primar. Discuții? Nu sunt discuții. Dacă nu sunt discuții, o să supun sub preaprobare. Cine este pentru? Se constată că s-a votat în unanimitate de voturi. Vom trece la punctul numărul 8. Alegerea, nu? Și pe urmă diversă. Da, alegerea președintelui la ședința următoare și pe urmă diversă. Eu propun. Punem alegerea președintelui și diverse sentințe. Propune domnul Georgescu, mai propune cineva? Ale Felix. Ale Felix, da. Da, cineva? Deci două propuneri. Propuneți, domnul consilier? Pe Ale Felix. Ah, l-ați propus pe Ale Felix. Da. Trebuie să scrii și domnul Ale Felix. Cine este pentru? Consilier că s-a votat în urmă de voturi. Domnul Ale Felix, președintele de ședință. Luna viitoare. Luna viitoare. Luna viitoare. Nu scrie eu. Pe următoarele trei luni. O să se pune la vot. O să trece la alt punct de versă. Ce mi se înscrie? Da. S-o luăm cu domnul vice, că e în stânga mea, la punctul de versă. Da. Nu știu ce să vă zic deocamdată. Răspund. Răspund. Da, o lăsăm pe domnul vice să-i punem un întrebări, dacă mai la urmă, dar după... Să trecem la... Da, ce-ar fi prea, ce-ar fi prea. Da. Nu, dar aș avea trei probleme de ridicat. Prima problemă care ne doare pe toți, ați văzut că semnalul la Orange este foarte, foarte, foarte slab, atât la internet cât și telefon. Haideți în numele primăriei să facem către cei de la Orange o adresă și să le solicităm să ridice puterea sau eu știu ce metodă au ei de rezolvat. Nu mai putem folosi. Nu mai putem folosi telefoanele, internetul nici atât nu mai. Haideți să vă spun, deci eu am luat legătura cu cei de la Orange și mi s-a spus așa, nu știu cui i-am transmis, cuiva i-am transmis, ție Mirela, ei. I-am transmis întrebări, deci eu am întrebat, pot să fac o adresă în numele primăriei? O zice că nu. Adresa se face de către cetățeni pe tabele. Cu cât tabelele sunt mai mari, cu atât rezolvarea va fi mai rapidă. Păi nu, se poate face în numele Consiliului Local, cetățenii au ridicat în numele Consiliului Local, da. În numele Consiliului Local, da. Da, eu am zis primării, că așa m-am exprimat. Da, Consiliul Local. Da, eu am zis, doamne, dacă face, dacă primăria, exact așa am întrebat, dacă primăria face o adresă către dumneavoastră, că cetățenii au solicitat, eu zic că nu, cetățenii trebuie cu nume, prenume, și serie de buletine. Corect. Nu zic nu, CNP nu. Serie, număr, deci nume, prenume, număr de telefon, serie de buletine. Serie poate să buletin. Gândească și la noi cu semnalul acolo. La strânge și de asta. E vorba de toată comuna. Dar s-au mai făcut și degeaba s-au făcut. Deci e vorba de toată comuna. Eu m-am adresat pentru toată comuna. Deci de fiecare sat să strângem semnături. Fiecare că să-i facem și pentru. Brătești, cred că n-au probleme. Brătești un semnal. Păi cum s-au dusat, dar cine vrei să vorbim? Bun, atunci cineva să ia inițiativa, facem, strângem semnături. Vă rog, vă rog, să trimitem și un reprezentant al cetățenilor și putem să trimitem și un nume de Consiliul Local. O altă problemă. Trebuie să avem în vedere pentru anul viitor neapărat podul de la Stanion. Podul ăla mai stă un pic și cade și rămâne o zonă izolată acolo și Doamne ferește de pericol, de incendie, de salvare de asta, se folosește doar pe râul, dar dacă e inundații și s-au rupt și pe râul și n-au pe unde trece.
Deci ori făcută la de la Stanion, ori de la Roșca, cum am propus eu acolo la Roșca Costică, la, și o să, totodată să facem și parcul ăla care am zis acolo. Da, păi bine, și dacă îl facem la Roșca Costică, credeți că cetățenii din partea aia, de la Sandu Mișcă, de acolo, ar ceda să dea drumul? Trebuie să-l facem și unul și altul, aici, ca să putem să, să dăm drumul la un loc de joacă la copii acolo, să facem și noi, să avem un parc. Un pic de parcurs, noi, eu, domnul primar, am fost 5 ani de zile acolo. Și urma să vă transmitem, dar încă nu suntem 100%, nu suntem încă documentați cu tot. Vrem să-l facem în curtea școlii, nu în curtea școlii, în grădina școlii, colțul dinspre pod. Știu, dar e cam în pantă, e cam... Nu încercăm, îl așezăm, îl terasăm un pic, vedem cum facem. Acolo vine cel mai bine, acolo cum am propus eu de acum 6 ani de zile. Da, investiții foarte mari. Investiții foarte mari și vine diguit, înălțat, ajuns. Diguit, înălțat, treceri pentru aia care stau în zonă. Deci e o investiție foarte mare, nu știu dacă o putem susține. Acum dacă găsiți propriul de finanțare, cu cea mai mare plăcere. Mai încerc. Nu-i cuvără cu apa, că acolo se diguie. Ea se împrăște, se diguie. În momentul când se diguie, aria se lărgește. Nu mai e pericol din undare. Iar ajungem la nivelul autorizației. În momentul în care trebuie să facem o investiție, ne trebuie autorizație. Ajungem la mâna apelor România. Păi și dincolo la pod, la ce? La aceeași problemă. Păi podul-i pod. Deci se merită să investim niște bani. Dar parcul, eu v-am spus, o să mai măsor cu... Poate să vină orice consilier, că suntem disponibili, mergem, măsurăm acolo. Noi am zis, le ridicăm jumate de metru în partea de la vale, săpăm jumate de metru în partea de la deal, îl aducem cât de cât zona de joacă dreaptă, după aia băncuțile alea putem să le punem un pic, chiar dacă sunt mai, una mai cursă, interesament. Și l-am face acolo, că e plus, e protejat, e... Acolo a mai fost parc de vremea când eram la școală. Marci Căștire. Da, dar și unul a prins terasamentele cu bănci, cu toate. A fost făcut de noi, de elevi. Da, de gata, ore de agricultură. Acum aveți voi elevii să mai muncească. Păi gata, interzis. Mai aveți ceva. Folosește ce mai primi. Da. Și o a treia problemă cu curățenia. Trebuie băgat din nou. M-am uitat aseară pe, chiar în fața aici, la Troiță, la Rodica. Am fost azi. Trebuie spus că aici... Am fost azi, da. Ai ajuns? Da. Am trecut. Ai venit la Capnul, ai venit la Bacău. Da, da, deci azi băieții au fost acolo, s-au apucat. Nu, cred că au luat și termini. Vă mulțumesc, domnul consilier, dacă mai aveți ceva de spus. Domnul Georgescu. Domnilor consilieri, eu am câteva propuneri clare. Noi de ani de zile tot propunem, vorbim, dar lucrurile nu prea stau în picioare. S-a vorbit, a fost proiect de hotărâri, acum 4 ani, 3 ani în urmă, să bonere izlazurile. Nu s-au măsurat. Bat gura de atâtea ședinți, fiecare tură, indicatoare în Bârsănești. Nu vreți să faceți. Da, domnul, numai un pic. Lăsați-mă să vă spun ce am până. Marcarea drumului ăsta de la Gura Văie și până la Târgu Ocna trebuie marcat cu scrii la carte. Ceva rușinos, domnul viceprimar. Vine toți turiștii care se duc la Zănic și Târgu Ocna trece din Bârsănești, că GPS-ul pe aici aduce, pe la noi. Și când intră în Bârsănești, își dă seama. Georgescu vine cu trailerul de sus, tai curbile de rupt pământul. Bine, că dacă e marcaș, nu o să tai curba, că marcașul tai, nu poate da, curba. Dar dacă se întâmplă ceva, să știți că alea după marcaș, nu fuge într-o parte. Nu noi. Păi, deci, vedeți, eu vorbesc în literă de lege și așa este realitatea. Noi am făcut sesizări către ei și poliția a făcut sesizări. Și acum să vorbim cinstit și lăutărește, chemăm oamenii de la Chișinău. Să treacă prin Bârsănești și duce la asfaltul ăla de acolo, dar aș face o sesizare la prefect, dar rămâne cu gura căscată. Când noi suntem toți PSD-ști aici în Bârsănești. Că altfel nu am bate la ușă, ne-am duce la ALDE, ne-am duce la Partidul Social Român, ne-am duce... Dar au venit pe la noi prin ALDE-le, au venit cu... I-a dus GPS. S-au luat pe GPS. De noi suntem, v-am spus, am fost personal cu domnul primar, suntem notați acolo cu semnătură de la președintele Consiliului Județean. Motivul principal, când apare finanțare? Dacă vorbești cu unul de la Chișinău și a zice, băi, să evitați Bârsăneștiul, că e catastrofă acolo. Dar nu-i corect, că avem două biserici frumoase și a treia e mai mică și a cea e tot frumoasă, avem un loc destul de turistic, da, să treacă și pe aici, pe la noi.
Da. Acum, dacă... Nu am primit împotrivă, v-am spus, noi sesizări am făcut și avem hârtii, avem și am fost personal și la domnul județean, am stat de vorbă cu directorul. Suntem notați acolo, nu s-a apucat de niciun drum județean, sunt două drumuri, am uitat acum, mi-au spus, DJ, nu știu care, DJ, care sunt închise de două luni de zile din cauza ploilor, deci a rupt, n-a avut măcar cu ce să le deschidă, sunt închise drumurile lor acolo. Să știți că dacă n-ar trece turiștii prin Bârsănești, da, eu n-ar zice nimic. Așa, trec pe aici. Dacă vreți să vă duc într-o zi la Bacău, ca să vedeți că noi am fost. Da. Să știți, să știți că bine ar fi să mă luați și pe mine la Bacău, da, eu să știți că am curaj să vorbesc cu prefectul, da, și să-i spun chiar, da, nu, chiar nu, ce depinde, trebuie. Nu depinde de prefectul. Nu, e președintele Consiliului Județean, așa, el administrează direcția de drumuri județene. Dacă vorbesc cu el și îi spun eu pe tapet ce acelul mă doare, de pe 9 septembrie, cred că mă dau afară din birou. Zice, băi, tu nu ești la PSD, ești la Bairul, nu te aveți ocazia, domnul Georgescu, acum pe 9 septembrie, vine domnul prefect aici și puteți discuta. Nu, nu știu. Da, este foarte bine. Păi după aia, știi, după aia. Eu cam atât am avut de spus, dar trebuie. L-am înțeles, am făcut demers. Măcar m-am bornat de drumul ăsta, e cu o linie continuă, nu se depășește. Măcar lucrul ăsta să fie... Domnul Georgescu, o să intervin și eu puțin. Din punct de vedere al codului rutier, sunteți șofer de față din mine. Și eu am un pic de experiență, dar dumneavoastră. Există pe mijlocul drumului, sau nu, conducătorul auto trebuie să aibă în mintea lui și linia mediană imaginară. Nu neapărat pe marcaj, trebuie să ai și o linie imaginară, ca șofer. Da, dar eu vă spun un secret. Dar să sperăm că nu se facă accident. Este o ceasă puternică în Cusănești, să-mi spui dumneavoastră cum e cercul. Fără linia aia, așa. Ideea este că, totuși, marcajul rutier nu-i de ghidare, este să despartă sensurile de circulație. Nu, să despartă sensurile de circulație. Atât. Bine, îți reflectorizante ajută, dar nu-s pentru ghidare. Da, vă mulțumesc, domnul consilier. Dacă vin eu cu urmândă, că știi că s-a aprobat proiectul cu asfaltarea pentru Lanu, să avem în vedere, eu am fost la Dumbrava duminică, în partea aia am trecut pe acolo, asfalt turnat de anul trecut, îi spart tot. Vedeți ce firmă a fost, nu cumva să ne pună păcatul, să o prindem și noi pe aici. Tot asfaltul ăla turnat anul trecut s-a spart la Dumbrava. La plătește bine. Da. Trebuie să avem în vedere să nu cumva să... Dar să vede și culoarea asfaltului, că parcă e ceva foc. Mai este o să aflăm cine, până la licitație. Deocamdată noi acostrângem documentația pentru semnarea contractului de finanțare. Și abia după ce se semnează contractul de finanțare, pe urmă începe proiectare. Și cadastrul la Izlat, să vă pe partea aia la dumneavoastră acolo, să vă cadastru. Deci să mă scop cu măsurătorile. Așa? Da. Urmează să... Pe Izlaț. Pe Izlaț. Să vedeți dumneavoastră că o să fie asfaltat. Da. Noi mergem cu drumul către Ilie și Ilie zice, ia să betonezi eu aici și o să fie făcut. Trebuie o modalitate și cu agricultorul să rezolvăm problema asta. Adică să fie ceva frumos și pentru el și pentru noi. Dar trebuie ceva parte cum apropo de organizare. Da, domnul Dumnezeu. Apropo de lucrările cu asfaltare, cu asta, la noi la Plătești să mai continui, etc. Da, din urmă luni vine... Păi da, o zis că vine de la întâi, că vine... De luni. Asta am avut o discuție cu dirigintele, cu patronul și cu inginerul. Pe 33 luni pierzi pe asfalt. Eu vreau să vin și o completare, că asta vreau să o ridic și eu la diverse, una din probleme. Totuși are un termen de execuție, ăsta executant, are un termen de execuție. Ar trebui să-l respecte, pentru că a încasat banii la zi, din câte am înțeles. Banii sunt încasați la zi, nu a rămas restanță nimic. Să se țină de lucrare, că în conformitate cu dispozițiile legii, el trebuie să achite până la termen. Da. Mai are, deci, un prelucru de la mai avea până la anul în... mai, aprilie, mai. Da, dacă îi dăm la 1 martie, dar nu îi dăm la 1 martie în ce vreau, dăm la 1 aprilie, ar veni aprilie, mai, s-ar expira contractul care îl avem... Nu, eu mă refer la drum, strict la drum. La drum, la drum, că pe data asta, pentru că acolo scrie că termenul de finalizare, așa am citit, deși colegul a citit în septembrie, deci la contractul ăla se adaugă întreruperile, de la 1 decembrie până la 31 martie, deci, cu tot cu întrerupere am calculat azi, s-ar duce până în 2018, în aprilie. Care este efectul între ce un termen de finalizare? Care este efectul atunci? Deci la trecut, dacă sunt întrerupere. Păi, dar el este în lucru. Cum? Este, că a întrerupt acum?
Păi nu, dar în lege permite pe timpul, pe timpul nefavorabil, adică perioada iernii, să faci întrerupere de lucrări. Stați puțin, având eu trebuie să-și ia în cap termenul de începere, termenul de finalizare. Din punctul meu de vedere legal, așa trebuie să-l, să fie executat deci, lucrarea. El trebuie să-și ia în cap și acele întreruperi fiind o... Da, dar contract stipulează destul de clar, 18 luni. Deci nu spune 18 luni. Prelungirea nu se face decât pe baza unui act adițional. Păi dar nu se face deocamdată prelungire. Deci el până la anul... Termenul înseamnă că e tot până noiembrie. Noiembrie 2017 este termenul. Dacă dumnealui, când noi ne-am opus atunci, dumnealui, adică cel puțin să ridica problema aici la nivelul primăriei, că vezi, doamne, deci penalități, numai puțin. Au documente la dosar prin care... Să ridica problema, domnul vice, să ridica problema că sunt penalități, că vezi, doamne, nu știu ce. Acum și noi să percepem, deci și noi să percepem penalități dacă nu se execută lucrarea în termen. A rezultat domnul consilier, dacă nu se termină, rămâne lucrarea în septembrie. Păcat, o problemă cu bani. Dar după aceea s-a revenit imediat cu adresă că spune spre luna decembrie se fac rectificările și se vede ce s-au zis. Oamenii rămân fără asfalt. Nu rămân, n-au cum să rămână fără asfalt. Ce-au făcut, o lua bani. Deci ei sunt la discuția. Nu, chiar la zi, au o mică diferență. Știți că noi am respins acel proiect în Neamai. Bine, s-a putut reglementa ulterior, s-a primit toată suma de bani. În decembrie deja s-a decembrie. Deci pe mine nu mă interesează că dumneavoastră nu are personal sau nu știu din ce motive, care motive, el n-a putut să înceapă lucrările, a fixat un termen să-l respecte. Că și noi atunci Consiliul Local, că până la urmă lucrarea este a Consiliului Local, nu a primăriei, o să percepem și noi taxe de penalitate. Deci legea PNDL, deci dacă vreți să luați programul PNDL și vedeți acolo că e diferit față de ce știm noi. Că PNDL-ul ei asigură și garanția lucrării și de asta dau voie prin lege permite ca în perioada iernii să se întrerupă lucrările pentru a putea fi lucrarea. Nu se justifică, domnul vice, odată ce ai trecut un termen de finalizare, nu are justificare că ia că am văzut și acolo. Deci, odată ce proiectantul, dirigintele de șantier și inspectoratul de stat în construcție au hotărât asta, noi nu putem trece că ei sunt garanții lucrării. Nu știu pe cine a informat din Consiliu, dacă a informat Consiliul Local, nu dacă n-a informat chestia asta. Nu știu. Ei găsesc motivii cât îi vreți, găsesc motivii. Dar deci, vă spun că sistarea, deci n-a făcut-o constructorul. Sistarea a făcut-o proiectantul și cu dirigintele de șantier cu aprobarea inspectoratului de stat în construcție. Cred că trebuia cerut o părere și din partea Consiliului Local, mă gândesc. Păi și dacă ei să presupunem că lucrau pe perioada iernii și în primăvară invoca faptul, pe ei ne-au pus să lucreze iarna, ce le răspundea Consiliul Local? Dar de vreo două luni de zile că nu face nimic. Asta da, noi am chemat azi, au invocat faptul că atunci când... Cred că mai bine de două luni de zile nu mai efectuează nimic, nicio lucrare și acum... Și noi tot le-am trimis a trei zile, am trimis două, una a treia și după a treia atunci se hotărăște ce se face. Local, o să studiez în acolo și situația și contractele. Și bineînțeles, dacă nu se ține de execuție, și noi instanțe. Asta ne-a primit, v-am trimis luna trecută la adres. Luna asta l-am trimis o patoa. Urmează a treia, după a treia să hotărăște ceva ce va aproba la primit de pe unii. Și după aia vedem exact ce face. Vezi, iau contractul sau mergem mai departe. Înțeles că el ridică și niște sancțiuni dacă nu respectă termenele și în cadrul programului de dezvoltare. Termenul, v-am spus, termenul noiembrie 2017. Să vedem. Deci termenul noiembrie 2017, ei imediat au băgat, nu numai ei, chiar și l-au fost proiectant. Da, astea au băgat, tot așa, probabil au băgat, ca să aibă ei libertatea să nu plinge așa pe termen. Mai câștigat în noi să lucreze și pe ei. Să fim împotriva legii. Ca să ne iau sănătate. Ar fi păcat să nu se termină proiectul, din cauza că alt proiect este la început să facă. Ideea este pe următor. Vom studia documentația. Deci mai au, chiar acolo jos, unde erau câteva drepturi de făcut și asfaltat acolo. Și mă au partea de la intersecția unde stătea domnul Bubimar până la Troiță. La fosta grădiniță. De la fosta grădiniță, da. Așa. Și iarăi podul, am înțeles că scoate tuburi de alea de la... De la Poma, da, și-o faci iar... Pod pătrat. Da. Așa și până unul se toarnă până la fântână. Până mai sus un pic de Troiță, la fântână. Da, da. Da, domnul. Terenul tot, e pregătit, dar... Mai aveți ceva de spus? Domnul Lazar?
Legat de drumul pe satul Albele, ar fi două probleme. E un pod acolo la moară, care traversează satul de-a lungul și de-a latul. Picioarele aproape că nu mai are mult și se poate prăbuși. Acum, deci datorită că nu a mai fost ploi, nu a mai fost... Așa, trebuie dus un specialist acolo și să vadă despre ce este vorba și turna fundații ca să nu se prăbușească picioarele la pod. Asta treaba a fost din mandatul 2 al fostului domnului primar Coman Mihai. A fost acolo, s-a deplasat, a văzut despre ce este vorba, dar nu s-a mai făcut nimic. V-am dat o scrisă, domn primar, eu. V-am dat scrisă asta. Pe listă. O am tras la Sierra, la început din mandat. Albea este mică și când ploile sunt puternice, se adună multă apă acolo și sapă la picioare. Nu, e podul principal jos la Nicolae Lazar acolo, la moare, spune mai. La Vasluaia. La Vasluaia acolo. Depinde ce am spus ce da. Și ar mai fi, dacă se poate, cât de cât balast este, cât lumea, măcar anul ăsta, 2 km să băgați piatră până în vârful dealului la mestecine aici. Dacă ne prinde ploaia... Da. Am un pic de picioare. Până la mestecini. Și avem o grămadă de uliți în care stă cetățeni și da. Vars. La Brătești nu se mai poate duce mașina de gunoi până în cap. La Caraclope, la Mihail Ștefan Pavel i-a trimis azi, tot la fel, nu mai puteau intra oamenii pe acolo. Terminăm un pic cu ulițele astea unde se circulă, unde stă oamenii, după aia asta ne vedem și de legătură cu comuna. Nu eu știu. Un pic, domnul Lazar are dreptate. Deci foarte bine că se face podul la Glodosu cu asfaltare. Deci proiectele, ca să facem proiecte, se fac numai dacă avem legătură între sate. Și noi acum avem legătură între sate. Facem proiectul și va fi eligibil. Nu facem proiectul? Nu e eligibil, îți spun, deci nu ești documentat. Eligibilitatea este numai în cazul în care satul respectiv nu are o altă ieșire. Atunci e eligibilitatea maximă. Dar în momentul când el are Valea Poienii și iese pe Valea și acolo, vă contrazic. Acolo figurează și că a asfaltat pe teritoriul Poienii. Vă contrazic. Să nu ne culcăm pe urechea că iese o cetățenie, că într-adevăr să învățați pe treaba aia, dar niciodată nu o să prindem proiect ca să mergem pe Valea, cum a spus dumneavoastră. Pentru că nu se aprobă, nu se aprobă cu întrerupe. Este inspectoratului pentru urgență, obligatoriu, orice localitate trebuie să aibă două ieșiri. Asta e, da, aia ce spune el. Deci obligatoriu trebuie să aibă două ieșiri, asta trebuie să spunem. Cea care o putem, ca să fie asfaltată, Albele, numai prin Glodos se poate așa. Deci nu avem treabă cu Poiana, niciodată nu o să facă. Haideți să vă dau numai un mic exemplu. Lăsăm asfaltul, în momentul când s-a făcut proiectul pentru 7-2, deci în momentul când s-a făcut proiectul pentru 7-2, pentru drumul de la Mihăiță Ilie, ca obținut fonduri toate astea, a dat 7 puncte, iar pentru drumul de la Glodosul la Albele a dat 2 puncte. Păi tocmai de asta l-am aprobat pe ăla cu motivul ca să asfaltăm Albele. Deci ăsta e singurul motiv. Că este un cost foarte mare podul, l-am prins și acum avem un cost mai puțin. Și putem asfalta Albele. Trebuie să facem proiect. Da, o altă proiect este pe care să ridic legat și tot de drumul este setul. Domnul primar, toate proiectele astea numai pe Programul Național de Dezvoltare Locală se poate face? Noi, din proprie inițiativă a Consiliului Local, avem un excedent de aproximativ 20 de miliarde. Nu ne putem permite să facem un studiu de fezabilitate, să vedem dacă suntem eligibili. Bun, nu putem scoate, că văd că scoatem pentru alte lucrări din excedent. Nu putem scoate din excedent să facem și o lucrare de asfaltare? Domnule, dar stați puțin. Caraclou și ulițele așa sunt prevăzute în Programul Național de Dezvoltare. Deci, ce vă dăm noi sunt ulițele așa, drumul către mănăstire din Deli, de ce 150 și... Da. 150. Deci, așa, modernizare, că am votat acum. Da. Modernizare, rețea drumuri locale. Da, nu 3 km. Programul Național de Dezvoltare Locală. Noi avem un excedent.
Nu, tot. Deci, domnul Rolan, excedent. În afară de programul național care ne vor veni fond, noi avem un excedent, domnul viceprimar. Păi și nu trebuie, n-am vorbit mai înainte că facem drumul de la Caraclău. Îl asfaltăm de nou. Da, domnule, s-a spus. A mai rămas o diferență de bani. Nu este bine să nu sunt deci pe Ministerul Dezvoltării putem să facem mai multe, de asta putem să facem. În baza studiilor de fezabilitate, nu ne putem încadra în suma care a rămas de sub nivelul excedent. Nu. Deloc. Deci drumul. Păi da. Acum vă dați seama ce ar însemna să... Da, putem face cu kilo cu 10 metri. Facem 10 metri anul ăsta, 10 nu metri. Da, nu se poate. 100 metri, 200 metri. Trebuie să existe o sumă disponibilă în care să putem face un kilometru, doi de asfalt, măcar așa acolo. Că asfaltul nu este scump. Asfaltul e 1.600.000 km. Problema e poduri, podeții și rigori. Păi bun, dacă ne ducem până în deal. Dacă ne ducem până în deal la Glodosul. Cât kilometri? Ne ducem un kilometru la mare. Cât mai trebuie? Mai mult, 4 km. 4 km. Ia uitați, vedeți, apar din verde. Toată lumea din albele, dacă ne ducem, spune așa. Nu, domne, ce mă interesează pe mine peste deal? Și mine mă interesează să am un sap. Pentru că știți ce vine? Să vine toate sapele din comuna cu pe asfalt. Problema s-a asfaltat toate ulițele din satele care sunt caracloși asta și la albele nu are un centimetru de... Nu știu dacă mi se pare normal. Eu merg la dieta prima oară să facem acolo. Ăștia sunt după de genii s-ar putea să apară pe LDL 3. Haideți să discutăm domnul Vige, la nivel... Domnul Vige, tot să așteaptă de ani de zile, tot să promite că la anul, că la anul, că la anul... Haideți să discutăm și la nivel financiar, să vedem situația exactă a excedentului bugetar disponibil. Și dacă, deci așa știam și eu că este un miliard vechi, un kilometru de asfalt de făcut. Un miliard și... 600. Mă rog, undeva. Deci eu cred că avem o sumă destul de disponibilă ca să putem să facem 2-3 km de asfalt cât ar fi pe artera principală măcar. În albele. 2 km. Vezi de albele. Ce să facem, domnul Ivan? Putem să luăm bani de decizem, facem asfaltul și ne apucăm să-l săpăm, să băgăm apă și astea. Dar când vine apă? Stați, domnule, puțin, dar nu ne... Dar pe când... Pe de asta, noi nu suntem eligibili pentru apă. Noi cam trebuie să vedem prima dată la apă. Hai să o rezolvăm și la albele, dacă la albele chiar vin. Deci o rezolvăm numai prin proiect. Noi vrem aici la nivel, în restul sală, ce vrem ca la dacă facem la și eu merg prima pe varianta tot infrastructură prima oară. Și eu tot sunt de acord cu domnul Enache și are perfectă dreptate. Oamenii locuiesc în sat, nu merg pe deal toată ziua. De asta, doamna consilier, la anul să facem proiect. Să-l asfaltăm tot prin... Eu zic că există sumă de excedentul bugetar de asfaltare chiar și peste deal. Sunt 20 ceva de miliarde. După calculele noastre ar ajunge aproape, aproape ar ajunge. Deci a scos 3 miliarde cu... Așa. Am scos cât e de la pentru Duster, cât a fost? Un miliard pentru Duster. Așa. 5 și domnul Vici. 14. Spune ăștia după SF-ul pentru domnul Caraclăului, cu tot cu consolidarea acolo la stand unde fuge terenul. Ar fi între 10 și 13 miliarde. Deci 1.013.000, dar 130.000. Da. 130.000 este 10.000 de asta, 84, dar nu pun așa. Pune mai mare. Da. Dar pune rotund ca să și după aia diferența e foarte mică. Este acum scos 20. 3 miliarde și nu știu cât, 33. Plus TVA, ajunge aproape la 4. 340.000. Eu zic că de la rămâne 10 miliarde curat. TVA, nu mai pun. Plus TVA. Plus TVA. Plus TVA. Ce mai rămâne pe gal. Deci nu rămânem. Deci nu rămânem. Deci nu rămânem. Deci nu rămânem. Plus. Mie să fie inclusiv aici. Dacă inclusiv înseamnă că e... Deci ideea este să nu rămânem numai în programul național de dezvoltare. Haideți, domnule, să promovăm și noi. Deja sunt 20 miliarde. Deci haideți să promovăm o lucrare a Consiliului Local. Să nu mai stăm la... Să nu mai stăm la... Să nu mai stăm la... Da, se sparge de tot ce faci. Aiurea. Și acum noi ne punem să-i facem asfalt. Asta e situația. Păi și cine e vinovat? Deci experții care au venit, au spus că domnul cât ani are drumul. 8 ani. Păi, ți-a venit la el? Nu. La revedere, ieși din urmă. Deci legea, prin lege, au venit cu lege în față expertului. Adică dacă s-a intervenit la el? Da, adică dacă s-a făcut tratament.
Deci noi trebuia să facem, dar aici vedeți cum sunt legile astea făcute, noi trebuia să-i facem tratament. Dar neavând procesul verbal de terminare a lucrării, nu puteam să intervenim. Noi trebuia să-i facem pat, să doarmă, după ce l-au făcut asfalt. Că altfel n-are cum, să nu împlinim nea chestia. Da. Asta după cum, asta deci nu putem să ajutăm mare de zbor, nu facem un proiect. La Caraclou, la primăvară, nu se mai poate circula pe el, e invarză. Dar du-te la prezent. Asta e influența foarte... În nota aia de constatare... Să mai luăm un decent. Haideți să vorbim pe rând. Nu vă supărați, nu mai pot constata nimic în ritmul ăsta. În nota de constatare, influența cea mai mare este ne... Stați așa, că să-mi aduc aminte exact să spun cuvintele lor. Ne ca... Sau nu, ne... Nefolosire. Nu nefolosire. Ceva... deci el a fost construit pe o greutate și în timp utilajele au venit din ce în ce mai grele și n-a suportat... Care utilaj? Care? Cam cu ani, mașini. Când suntem pe loc, pe subiect aiurea. Da. La domnul... La domnul... Legat de drum. Deci cu podul... Cu podul. Trebuie văzută, dus un specialist. Aducem specialist, da. Să facă exact cum s-a întâmplat cu ăla la Brătești. Gata, da. Îl vădăm pe urgență. Și, în cel mai rău caz, îi chemăm și pe ăștia de la ISU. Da, ca să nu facem situația de urgență. Alt... Pe jumătate de sat, și mai bine de jumătate de sat. E mai bine. Ferească Dumnezeu. Da, da. Da, 70%. Da, și da. Să vedem cum o putem face. Altceva, domnul Lazar? Eu am zis de balast. Până la asfalt, eu balast. Da. Din altea... Da, deci cât se poate cu forțe locale? Deci după ce se rezolvă cu ulițele de la Brătești și pe unde mai este, cât e cât... Și se rezolvă cu asfaltul de la Caraclou, o să băgăm și la arbre. Eu zic că rămâne, de pe 3 km rămâne și pentru arbre, chiar din incident. Așa am făcut ceva ca... Să vedem, poate rămâne și așa. Și plantează și ăștia 3 km, adică... Faci ceva, decât să-i stai cu ei acolo, pentru că acum câțiva ani era 1 miliard km de asfalt și acum deja s-a luat 1,5 miliard. De ce vă stăm cu ei acolo? Păi vedeți, ar fi și pentru ei, 3 km ar fi. La Uspigonul Valii Vremii l-am avut, care și nu a fost în stare să facă un podeț acolo, care leagă albele de Poiană. E chiar din zona. Domnul Lazar, dar domnul... Da, are rugă! Domnul care l-ați invocat acum, nu-i consilier. Ce se întâmplă, domnul consilier? Dacă faci asfaltarea și nu faci șanțe, e sigur că pot. Că bine, am acolo, ai făcut nimic. Deci trebuie făcut șanțuri și urmă asfaltare. Deci dacă n-ai făcut șanțuri... Aia, asfaltul trebuie să ai șanțuri. Nu, nu faci podul podeței. Hai să mergem cu mai departe. Da, domnul Oare. Domnul Oare. Asist la tot felul de discuții, pe care vă spun sincer, lumea din sat, cu unii merg și cu cine stau de vorbă, chiar nu-i interesează. Ei, știți ce au spus? Voi altceva în afară de drumuri mai știți să vorbiți? Voi altceva în afară de drumuri mai știți să faceți? Nu sunteți în stare apă, canalizare. Nu sunteți în stare gaz. Nu sunteți în stare un cămin cultural. Nu sunteți în stare să faceți nimic pentru comuna asta, decât să îngropați bani în drumuri. Haideți să... Acum am aprobat demularea clădirii de la Gura Văie. Haideți să ne gândim să punem în picioare un proiect viabil pentru un cămin cultural. Pentru că lumea chiar îl vrea. E nevoie în această comună de un cămin cultural. Una la mână. A doua la mână. Lumea e foarte supărată pentru că pe unde te duci, pe unde te întorci, toți au gaze la poartă. O să-mi spuneți că și cu tare nu o să se branșeze, cu tare nu o să se branșeze. Haideți să facem toate demersurile necesare, să vedem de ce e nevoie și pentru așa ceva. Nu-i de râs. O să am aderat la ADI. Acum suntem legați de mâini și de picioare cu proiectul de apă canalizare în perioada asta. Haideți să vedem și acolo cum stau lucrurile. Suntem membri în ADI. Avem reprezentanți în ADI. Pot depune o moțiune, pot depune ceva acolo să se facă ceva cu această problemă. Nu înseamnă că de acum așteptăm la ei. Nu înseamnă că de acum suntem nevoiți să așteptăm la ei până își aduc ei aminte că mai au și un asociat acolo, Bărsănește. Nu s-au apucat la nimeni de făcut, ei sunt fază de proiectare. Sunt de acord, da. Au venit, au măsurat, au făcut, ați văzut, ridicări, pompă, tot, ei sunt fază de proiectare. Deci să avem în vedere, să avem un cămin cultural, să avem gaz în comuna asta, să avem în vedere de făcut un proiect. Pentru că nu-i de domnul Vârlan, vă rog frumos, domnul președinte, domnul președinte, vă rog frumos. Pentru că e foarte ușor că să pasăm anumite probleme. Felix,
îmi dai voie să-ți dau un răspuns, un singur răspuns simplu din câteva cuvinte. În Bărsănești, fiind asfalt de când lumea, omul nu-l mai interesează asfaltul. Peste și omul de zian este între... Dar omul ăla de la Albile interesează asfaltul. Dar și pe mine mă interesează, eu nu zic nu. Bun, atunci pe ăla de la Albile interesează, vă spun sincer, pe mine nu mă mai interesează drumul de la Caraclou. De ce vă interesează pe dumneavoastră, chiar neapărat? Păi dar haideți, fraților, haideți să spunem și la oamenii ăștia la Albile, pentru că ei n-au avut, doamne, stați-o leacă așa. Nu, ne ridicăm voce, nu? Deci, haideți pe ăștia să-i lăsăm, dacă ne mai rămâne pe Caraclău, atunci... Lăsăm jumătate de la Caraclău. Nu, stai o secundă. Păi de ce? Pe ăștia de la Albile, stai să vedem dacă ne mai rămâne ceva. 68 de miliarde s-au plătit pentru drumul. Ne mai rămâne ceva. De ce? De ce mergem pe premiza asta? Am să-ți răspund eu de ce. Pentru că pe ruta asta, Bârsănești-Caraclău, se face naveta cu autobuzul, cursele. Și este nevoie de drum practicabil. Da, s-au bătut joc de oamenii de la șosea. S-au bătut joc din toată gura vrei. Haideți un pic de intervin și eu. Domnilor, și domnilor, haideți să discutăm acum la opinie generală. Domnule, când campania electorală a fost în satul Albile, de ce ați fost acolo? N-am înțeles ce a spus. Când a fost campania electorală și ați candidat fiecare, de ce ați fost în satul Albile? Pentru ce ați fost? Răspundeți, vă rog. Răspundeți, domnule. Spuneți, pentru ce ați fost în satul Albile? Satul Albile, numai puțin. Satul Albile nu e al comunei Bârsănești? Și nu vă interesează? Acum am discutat mai devreme, ăștia circulă în cizmi, domnule. Dumneavoastră vreți gaz acum? De unde? N-a spus că nu vreți drumuri, că v-a săturat. V-a săturat de drumuri, dar oamenii ăștia n-au drumuri. Am spus că pe lângă problema asta, hai să viitor, să le gândim și la alte probleme. Și încă o chestie, de ce apare dezbinarea Caraclău, Bârsănești, Albile, Plătești, de ce e dezbinarea asta? Haideți, domnule. Atunci am interpretat așa, chiar toți. Vă rog frumos. Am cerut, deci stați gânate, deci am cerut vot de la Albile, am cerut vot din toate satele comune, da? Dumneavoastră ați afirmat aici în Consiliu că suntem obligați să fim sociabili și disponibili pentru cetățeni. Dumneavoastră ați afirmat. Așa, dar nu vă interesează drumul de la Albile. Dar nu vă interesează. N-ați spus că sunt de acord cu domnul Ierache pentru drumul de la Albile. Deci, haideți să fim solidari. Dar nu mai vorba de prioritate, domnul Oare. Haideți să nu vreți drumuri, că v-a săturat de drumuri. Cu afirmații care este pe cameră. Nu-i justificare. Dar ce-o v-a săturat în cu dar? Lumea din Bârsănești s-a săturat în discuții regulare despre drum. Despre drum. Nu mai las la urmă. Dar nu au avut să se bagi. Păi, haideți să terminăm cu drumul. Nu mai vrea drumul ăsta. Hai să facem drumul. Ați auzit de timp cu Olmea din Brătești? Haideți să facem drumul. Ați auzit de el? Doar acum a plătit și un impozit la primării Brătești și el plătește impozit. Și ăla din Brătești și ăla din Caraclău și toți plătim impozit, da? Nu are dreptul ca și mine să meargă pe asfalt? Domnul Miroar, eu vă mai întreb un lucru. Din cât se asfaltează la momentul de față? Este vreun proiect aprobat de noi? Păi totul din... Domnul Felix, proiectii vor continua în permanență. E posibil noi să mai fim consilieri, e posibil să mai fim. Asta nu înseamnă că trebuie să dăm aprobare la unele proiecte și le acceptăm pe altele. Vă rog, deci, domnul Felix, ce se întâmplă? Deci, noi nu putem să ne oprim la proiectele care s-au început ca să facem altele. Le continuăm, le terminăm și ce vrea, dar așa dacă le lăsăm... Nu v-a spus nimeni să opriți proiectele ce sunt în curs de deliberat. V-am spus doar că pe lângă cele inițiate și care sunt curs de rulare, să ne gândim și la altceva. Corect. Dar noi ne gândim și avem STI-uri făcute. Deci asta am spus, nu am spus că nu vreau cu tare, nu vreau cu tare. Și pe era dânsul viceprimar, s-a făcut intervenții peste intervenții. Inclusiv stația de pompare e aprobat. Este să ce sunt de chestii, nu sunt bani. S-a discutat despre apă, despre canalizare, o discutăm de nu știu cât timp, domnule. O discutăm și n-am ajuns la o soluție până în momentul de față. Dacă nu am reușit să ajungem la o soluție și așteptăm proiectele, cum dumneavoastră spuneați, prin cei de la ADIP, că suntem și noi asociați, de fapt, cred că cam tot noi suntem și ADIP-ul și ADIS-ul. Exact. Așa. Deci, dacă tot așteptăm aceste proiecte, trebuie să ne gândim, doamne, și la aia, păi îi lăsăm în urmă. Dar cine să nu spuneți? Spuneți, investiți bani în drumuri, dar ce să investim? Atâta putem ne permite în momentul de față. Cum a spus și nu? Cum e galul sau alte surse de finanțare? Da. Nu bate un pic la pe lângă. Dar eu n-am văzut mai devreme când am pus în discuție să luăm din excedent. Păi, dar
Haideți un pic să fim coerenți, să gândim solidar pentru toată lumea, nu numai pentru mine, că eu sunt din Brătești, eu vreau să circul să am aeroport în Brătești. Nu așa. Hai să gândim pentru toată comuna, că toți au nevoie, că și mie îmi convine să umblu pe asfalt și dumneavoastră vrea și celălalt care nu are să circule pe asfalt, că și ăla plătește impozit. Da, vă mulțumesc. Domnul Felix, mai aveți ceva de spus? Domnul Petru? Problema e că la Anglii suntem mai mult cu toate cele. Dacă va fi ceva bani din excedent pe interior asfaltul, dar trebuie să avem în vedere și apă canal, când facem apă canal. Deci, din proiectul nu poate omul la nu contează când. Trebuie să urmă. Trebuie să dar cel operator nu este la apucare. Doamna Gavran, când vă vine mulțumesc, tot mă întrerupeți cu mine pe altceva. Deci dacă este posibilitate asfaltul în interiorul satului din excedentul bugetar, iar peste deal refuz de ciur, dar este bine criterierul ales oamenilor cu baie, apăsat cu, dacă nu e cilindru compactor, cu buldozer, apăsat și dacă ți-a intrat refuzul de ciur, nu, ăla nu-l mai duci în pământ, apăsat pe timp moale, pe ploaie, apăsat în pământ cu buldozerul sau cilindru compactor și nu mai, ăla nu mai ia apa până la asfaltare. Când l-ați dus atunci ziua, dar spune că și noaptea au venit ploaia și l-am luat tot. Dar eu sunt la răspunsul. Balastru, da, dar cine era? Domnul Pet, că era acela. Nu, cred. Nu, domnul Ane. Sau domnul Ane? Da, și mi-a spus, domnule, dacă nu-i faci șanțul, dacă vine cu aia, să-ți-l care la bani. Și s-a rămânit. Da. Și s-a rămânit ploaia, nu mai rămas nimic. Tot Balastru era... Tot locul. Da. Aș fi curios cu reclama asta, pe tomberoane din la cetățeni. Cât ori fi costa la nivel de județ sau poate făcut la nivel de țară. Dar răspundurile europene. E bun. Reciclezi și câștigi resturi menajere. Cum? Reclama este toate tomberoanele. Reciclezi și câștigi resturi menajere. Da, da, vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Să mai zic, să mulțumesc colegilor pentru susținere. M-aș bucura, într-adevăr, să discută de gaze și asta. Eu am făcut așa un mic sondaj în sat. Gazele se duce pe undeva la 7-8% din cei care vor. Deci nici să facem o investiție, să o ducem până la poartă și să rămână blocată la pentru urmă, că... La urmă, dacă o să dați voi, eu așa, domnule, așa și altele. Deci... O să vă dau eu răspunsul că am discutat cu cei de la Transgaz. Da. Direct, pe loc. Și... Omul când îi spui că ți-l aduc la poartă, dar îți mai trebuie 30 milioane să-l bagi în casă, să cam oprești. Și... Ce se întâmplă, domnul consilier? Oamenii spune că au păduri. Pădurile sunt cam închise acum. Nu-și dau seama că tot la gazul se ajunge. Da, domnul consilier, dar ați văzut populația din sat, cel puțin din Albele, nu știu. Cât este, cât mai este și cât din vârstă și tineri au plecat toți. Să știi că omul duce, de la nu văd, da, tocmai că nu are cine să mai bage că casele goale și ar fi ok dacă într-o perioadă scurtă s-ar putea rezolva cu acest asfalt în interiorul. Trebuie făcut. Da, dar trebuie să luăm așa într-o ordine, să vedem ce vrea cetățeanul și să îi respectăm dorințele. Da. Ar fi ok, da. Ce putea rezolva acești maxim 3 km de asfalt pentru interiorul altfelui greșit. Cred că ar fi cea mai mare realizare pentru capul ăsta. Mai aveți ceva? Nu, mulțumesc. A, și eu încă ceva cu măsurați. Completare în legătură cu zilele comune. Ar fi ok dacă s-ar putea asigura un mijloc de transport atunci. Eu știu, microbuzele să fie puse la dispoziție prin sat, pentru că omul ar veni din Albele, dar cu ce să vină? Dacă s-ar putea asigura la zilele comune, mă refer, nu. La zilele comune, atunci ar putea pune la dispoziție pe toate astea, pentru că ar veni omul, dar nu are un mijloc de transport. Dacă autobuzul trece și îi lasă tocmai jos și chestii de genul ăsta. Da, și pe ceva vă invităm pe 20 august la Albele, da? Se organizează o mică festival acolo, vă așteptăm cu drag, sunteți invitați în el. Ce dată? Pe 20 august. Ce zi? Duminică. După ora 12 sunteți invitații noștri. Să spună șerdota ce are de spus. Da. Eu vin cu o precizare și cu o întrebare către toți consilierii.
inclusiv către domnul primar, să strigă și să spune mereu că s-a investit pe asfaltul Caraclou. Că de ce, că nu. Întrebarea este, dacă din cauza precipitațiilor va fi o alunecare de teren către drumul de la Brătila, pe unde se ajunge la Bacău? Vreau să-mi spun. Da, se pune și anul, nu există. Sunt pontoane. Vă întreb. Imediat. Se face, dar... Nu poate vedeți ceva. Nu poate vedeți ceva. Trece prin acasă. Nu mă pare foarte rău, domnul Preie. Deci când a fost alunecarea de teren, la Brătila, s-a circulat prin Caraclău. Vă dau răspunsul pe loc. Nu intru 40 de tone pe Caraclău, niciodată. Păi unde se șochim? Traficul greu se deviază pe ajut, în caz de se deviază pe ajut, iar traficul ușor pe Caraclău. Deci când a fost alunecarea de teren la Brătila, s-a circulat prin Caraclău. Dar nu s-a alunecat așa de teren, nici așa. Adevărul, cum am mai spus, nu trebuie privită situația individuală, deja, că fiecare, nu trebuie privită așa. Trebuie privită general, trebuie ajutată toată comunitatea locală. Nu ne gândim acum când plată posibilități sunt, deci de devieri sunt posibilități, doamnă, N posibilități de devieri a traficului rutier. Dar nu așa trebuie gândită. Trebuie gândită, domnule, trebuie să facem ceva pentru comuna noastră, să avem căi de comunicații practicabile, să avem tot ce ne trebuie în comună. Lumina să fie lumină, telefonia, cum s-a ridicat problema de domnul Blănaru, să avem telefonie, să avem drumuri, să avem tot. Dacă ne încadrăm în proiectele, cum spuneați, gaz, apă, canalizare, ne încadrăm și vom. Domnul, dar până atunci... Lăsați-o pe doamnă. Da, până nu, dar altceva răspuns. Vreau să-i dau și eu răspuns. Dacă vi se dă voi. Deci, posibilități diverse. Deci, trebuie făcut ca să avem și noi să ne putem deplasa ușor pe toate căile de comunicații. În primul și în primul rând. Oriunde te duci în lumea asta, prima dată trebuie să ai drumuri cum trebuie. Exact. Dar ce ne-am de la vedești, din cauza nu. Pe drumul principal. Asta e răspunsul, da. Mulțumesc, nu mai am niciun. Da, bine, spun și eu ceva. Deci, drumul de la Caraclău. Odată ce avem drumul, a fi un bun pic Caraclău, șoseaua din Caraclău. Odată ce este un bun, deci pe noi ne-ar costa mai puțin acum să-i facem mici intervenții și reparații decât să-l facem din nou. De asta zic că ar trebui o intervenție pe el. Domnul Vici, vă răspund tot eu. Avem încă o dată, eu tot trag de excedentul ăla. Da, păi ea, da. Vă zic excedentul ăla în continuu până ce o să le așa. Bun, hai să facem toate lucrările necesare și stringentii pentru comună. Da. Tot ce este. Facem cum eu spuneam, casetăm zonele unii de la Caraclău. Casetăm alte zone pe la Brătești, pe unde sunt nevoie. Hai bine, scoate excedentul ăla să-l folosim pentru noi. Că se folosesc alții de dobânzi. Și păcat. Și după aia spune că au făcut ei. E păcat să folosesc alții din dobânzi de excedent și noi stăm și ne certăm aici pentru niște chestii. Eu, domnul primar, mi-am propus ceva. Anul ăsta să ne ocupăm de documentații pentru banii aia. Că nu corect, să ocupe odată și corect, de documentații. Corect, de acord. Eu sunt de acord. Și la anul să-i găbim. Corect. Avem un plan de investiții, da, domnul primar. L-am discutat în primele luni ale ședințelor din Consiliu. Facem, domnule, pentru anul viitor un plan de investiții, scoatem bani din excedent și haideți, domnule, să facem niște utilități pentru comună. Ori fi, noi facem ce este de făcut ca să fie viabilă comună. Păi da. Hai să nu ducem, iar duci discuția în altă zonă. Da, biserică nu vin să-și ia bani. Da, e problemă. Lasă că o să vină și aia, că nu, o să, nu vă faceți probleme. Vine problemă. Nu vine dacă vine. Rămâne. Domnul Vege, haideți să dăm cuvântul doamnei. Consiliere să mai spune ce are de spus. Lumina, o altă problemă. Deci putem să facem cum s-a făcut pentru Orange, să facem și pentru lumină. Deci de 10 ori pe zi, minim, se ia. Frigider, aragaz, tot ce este condiționat de lumină. Deci eu sunt acasă și văd cam de câte ori se ia lumina. Și nu-mi convine. Receiver-ul anul, luna asta, luna cealaltă, congelatorul. Am observat, după ce am sunat la dată lui Mureș, ceva s-a întâmplat. Nu știu dacă ați observat. Am sunat și eu. S-a luat mai des. Ceva s-a întâmplat, s-a luat mai des. Da, deci sunt zile când se ia de 2-3 ori, iar sunt zile când se ia de 10 ori. Deci nu au făcut investiții. Azi nu știu. Nu au colectat și investiții. Referitor la curentul electric, eu tot așa am ridicat problema în primele ședințe. Dar chiar ați zis că n-am spus că fac. Am propus să facem. Nu mi-am luat angajamentul încă.
Tot așa am probleme. Domnule, în afara faptului că lumina se întrerupe în continuu, domnule, ne fură și la factură, domnule. Avem asta, energia electrică la priză este foarte redusă față de cât plătim. Păi noi plătim o diferență de 60-70 de volți, domnule, aproape. Exact. Noi plătim o diferență de asta, deși că la priză apare foarte puțin asta. Dar eu nu știu cum a legislat făcutorul ăla, că spune că el merge pe 220-240 sau 55. Dar vă dați seama dacă el scade la 160, deci el pur și simplu scade sub. El învârte, banul merge. Asta e toată mișcarea. Omul plătește. Încă o dată revin la doamna consilieră, că mi-a luat zâmbură toate ce vrea să spună. Mai aveți ce mai de spus? Nu. Poftiți acum, domnul. Mai aveți ce mai de spus? Eu îmi cer spus cu tot. Poate mai intervin, poate spune. Deci sunt foarte multe probleme de rezolvat la nivelul comunii noastre. Sunt foarte multe probleme. Deci, în fond, vă spun sincer. Eu, în slujba cetățeanului, vreau să lucrez, că toată viața numai asta am făcut. Deci să găsesc modalități, cum spunea și dumneavoastră, putem face niște tabele cu vis-a-vis de telefonii și de orice utilități care ne sunt furnizate și nu sunt conforme cu contractul de prestări servicii. Noi putem face niște sesizări. Asta nu le mai pun în discuții, că ar fi cunoscut și l-am tot discutat mereu. Eu o singură problemă mă mai gândeam în afara drumului. Am discutat-o și pe aia care a ridicat-o domnul consilier Bornichi cu drumul de la Brătești și cu termenul de execuție. M-am gândit, fac o propunere. Bine, nu avem gaze, cum ne încălzim iarna? Aș propune, ca la nivel de primărie, cum spunea și domnul Lazar, să facă, nu știu, un depozit de lemne, cumva, să poată cumpăra tot cetățeanul, sau, nu știu, de pe raza comunii, să aibă acces tot cetățenii să cumpere lemn pentru foc. Cei care au păduri în proprietate nu este o problemă. Marcă își au lemn. Dar cei care nu au, ce facem cu ei? Ei trebuie să încălzească. Adică situația la nivel național. Dar și cei care avem, nu le mai avem, că ei pot să Le-au luat, le-au furat. Deci, da, aici am făcut, da, și noi. Nu, problemă, răspunsul îl știu și eu, da, în genere. Eu spun așa de... Chiar ești ocultat discuției la popor. Deci cu schimbarea noului cod. Da. Să are în vedere, deci nu cum a fost ani din urmă, 2 ani, tot lemnul s-a scos la licitații și cetățenii din zonă, deci nu au avut acces. Am aprindit să fie, acum, deci fiecare primărie, până în luna lui august, trebuie să depună necesarul din masă lemnoasă la nivel de comună, cât trebuie, la număr de locuitori. Da. Așa, să depune la ocol mai departe, la prefectură. S-a înțeles. Ideea nu era modalitatea de exploatare, domnul Lazar. Nu pun în discuții modalitatea de exploatare. Depozitul lemnul să se scoată la drumul auto, pe fiecare district, pe Bârsănești, la Preluga, la Filipea, la... Așa. Se vor scoate la drumul auto masa lemnoasă și de acolo să vină cetățeanul cu căruța, cu mașina și să-și... Ideea este că următor. Toți noi consilieri acum știm, am votat în niște salarii destul de bunicele pentru aparatul de specialitate al primarului, a angajaților primării. Aș dori să iasă pe teren, să identifice cetățenii care sunt într-o imposibilitate de a-și procura lemn de foc și să informeze primăria care la rândul lor să facă necesarul pentru a achiziționa materiale în pe timp de iarnă, pentru foc. Asta aș avea eu ca o propunere. Identificarea se face foarte ușor. Nici nu trebuie să ieșim pe teren. Cu ajutorul ocolului Silvic, ocolul știu care persoane mai au păduri și care nu mai au. Doar când vine la marcare... mult nu este predată. Multă nu e predată. Și acum, după noua lege, se va lua toată suprafața, de la A până la Z. Da. Foarte bine, predată cum e predată. Și de aici, de la noi, este predată. Pădurea trebuie să fie păzită. Da, de va fi păzită de către ocolul Silvic. Da, da, dar cu condiția ca omul să ducă să-și facă acul. Dacă au. Sau dacă au. Nu e adevărat. Fie întrebați apă domnul Lazar cam câți nu știu. Nu, n-a fost informați. A venit și prin sat. Dacă are alții, domnul Vici. Păi dacă bunicul meu are apă pe mine, nu mă gândește o culo. Ce caut mai aici? Vezi de treabă.
Dezbați moștenirea! Dezbați moștenirea, ne Georgescu! Ca să dezbați moștenirea, trebuie 50 milioane, are oamenii ăștia din rând? Stați puțin să discutăm. Proprietatea privată nu poate intra acolo, Silviu, peste ea, degeaba de săptămână. Păi, asta e ce cod. Nu, păzită, păzită. Și nici păzită, dar nu. Nu, s-a dat legea să se păzească gratuit. Legea privind baza nu e de acum, e din 2003 legea cu baza. Se alocă fonduri de la buget. Așa, pentru pază. Pentru pază. Dar noi plătim bază acum. Domnul, se plătește, dar și pentru aia care nu-i care nu-i dat în pază. Și atunci dumneavoastră, da. Dar oamenii de ce o plătiți? Dumneavoastră, da. Da, dar matalii ai? Da. Nu. Doamne, legea privind baza, baza, dacă baza este 2003, nu se mai plătește. Dar nu știi ce au plătit. S-au plătit, plătit pe 2018 integral. Nu, eu știu că legea este dată gratuit să plătească și chiar și pădurile. Dar trebuie făcut demersul să o dai către... Dar nu se știe, nu se dă bani pe buget. Asta care e mai cine are titlul plătește, cine nu... Deci vine și să mă eu asta voi explica de sunt hai, da, aveți ceva de cap și eu o propun. Da, domnul deci domnul asta a fost propunerea, dacă se poate să se instituie un depozit de lemne la nivelul comunii ca să aibă acces cetățenii să-și procure lemne. Cum să spun, în mod legal, în mod legal, că tot să... Tot să punem discuții, să fură pădurea, dar am dat posibilitatea cetățenilor să poată cumpăra lemn. Am dat această posibilitate. Păi, dar noi cerem înainte de a, de a acorda facilități, nu este prea corect. Păi da, dar cum putem noi să intervenim? Asta zic. Nu păi da, dar având în vedere că avem... Dacă ne-a permis, trebuie să vedem noi partea noastră legală, cum am putea face de acolo, Silvic, cum ne-ar permite legea să ne putem face? Acolo, Silvic Livez are în bază și exploatare păduri de pe raza comunei Vârsănești, da? Aparține-le de fondul forestier național. Da, da, sunt pe raza localității noastre. Prioritatea trebuie să aibă cetățenii comune. Așa ar trebui. Bine, eu mă refeream la partea cu depozite. La partea cu depozitele, eu să presupun că primăria ar face un depozit. În momentul când ai ridicat lemnul de la fond, trebuie să îl plătești. Și cum poți face chestia asta? Se face anticipat. Anticipat în ce bază? Depune cetățeanul în cerere, plătește taxele, se achiziționează lemnul, dar de ce ridică? Nu mai vorbim cu cișoarele asta aici. Se poate. Da, trebuie să vedem o bază. Ce bază? Avem codul silvic, altă bază legală pe păi nu, mă refeream la faptul că dumneavoastră a spus la voi. Da, cum luăm noi de la acolo silvic lemne? Pe baza cerem cetățenilor. Achită, anticipat. A, s-a achită, e anticipat. Așa, da, anticipat. Să achită o și noi să suportăm numai transport. Nimic, asta se ducă omul acolo. Să se asigure condiția că nu există pe raza comunii. Asta da, s-a dat. Noi deja am trebuit să o hârtie către o folosire. Estimativ cam cât lemn ne-ar trebui. Trimite-mi iar. Păi asta am spus. Faceți un necesar. Un necesar. Haideți să, domnul Miron. Da, am terminat. Voi de cine poate să vă doamna consilier? La noi, în marți, este pram. Da, și în fața bisericii, acolo, cum trece dintre mizerie. Ce s-a întâmplat? E mizerie. Se trimite pe domnul. Dar, de la ajutor de acolo, a scos mizeria din șanț pe margine și nu s-a luat, a căzut înapoi. S-a dus toată în șanț. Primit acolo social. Și acolo, în fața bisericii, trec mizele. Și asta ar trebui făcut în față. De pui tempo. Sau că nu, de pui tempo? Da, da. Aoleu. Da, o să trimit. Mai avut domnul primar o reclamație și o rezultă. Da, eventual se face. La noi acolo, chiar în față la magazin. Mai multe zile înainte. Cineva, persoana din față de la magazin, pentru că e făcut aia din țară, bara aia. Trage mașină și nu se mai poate circula a doua mașină. Persoana din față, când și-a făcut podest, și-a făcut cu un capă de fier, ceva. Trei mașini într-o săptămână și a spart cauciucurile acolo, la căpuță.
În față, la magazin, la Maria. La Maria Alexandru. Maria Alexandru. Trei mașini. Și stai și ia țeava de acolo. Păi trebuie că vin mașini dubiți, vin mai mari, nu se mai poate circula. Și dacă o iei un pic, așa, trei mașini într-o săptămână. Și pe partea cealaltă este fier pus? Da, la podeț, persoana și-a pus fier așa, cu stare în afară, să-și păzească, să nu treacă. Păi nu-i corect. Și un fer nu e, cum să zic eu, public, nu e public. E chiar la capătul podiețului. O să vedem. Și exact, dacă treceți, chiar să treci. Nu știu dacă nu vă sunați, după cea de lăgei tare, zicea că vă sunați. Păi, tocmai asta e. Nu mai intervin cum mi s-a făcut observație. Dar și băiatul meu, nu știu, poate să fie așa, să facă o fără. Domnule, până în marginea șanțului este zona de siguranță publică, clar. Și până în legat este domeniul public. Este domeniul public. Da. Ce să mai discutăm? Altceva, doamna consilier? Doamna Găvana, cum aveți cuvânt? Da, până acum ce am făcut. Până acum ce am făcut. Nu, deci, da. Ai o problemă. Da. Mă repet. Nu iubești cel care... Nu, dar stai un pic, mă, ce nu zi dau și o mică replică în de Georgescu, dacă pot, dacă v-ați faptul la care pot. Bă, dar să se pune până în poartă, îți face și pot, și pot, dacă nu la fel. Ai zis nu mai zic. Ai să nu te duci la fel, la fel e pe asfalt. Nu, păi, dar nu pot. Ai auzit ce-o să-ți? Dacă mata treci pe altă fel, nu am ce să-ți facă. O bucățică, o jumătate de mașină se poate pune și la mine. Da. Să mai glumim. Da, să-i dăm, să o lăsăm și dumneavoastră mai gămas. Să discutăm despre drum. Într-adevăr, lumea la noi cere și gaz. Deci vor. Cetățenii vor și gaz. Da. De la Caracol mă refer. Dar prioritar sunt drumurile. Prioritar drumurile și gazul. Drumul. Asta... Apa. Apă la noi fiecare are fântână în curte. Este foarte binevenit. Am mai zis și fostul primar că avem fântâni. Numai un pic. Deci, dar eu vă vorbesc că m-a referit la ceea ce a vorbit domnul Ani înainte. La problema care a ridicat-o domnul Blănaru, atât vreau să completez, cu semnalul la Orange. Propunerea mea este, suntem patru consilieri de la Caraclou, vorbesc iarăși pentru satul Caraclou și ceilalți se facă, eu propun, noi să ne ocupăm, să facem un tabel, da. La ședința următoare să-l aducem, completăm nume, prenume, curent, nume, prenume, da. Număr de telefon. Exact. Și noi să fim primii care luăm inițiativă. După aia, dacă vor și domnii de la Brătești să ne ajute... Dar nu contează, ne ajută. Consilierii din la Brătești sunt solidari cu consilierii, adică eu sunt solidar cu toți consilierii și conducerea. Și domnii de la Brătești este foarte bine, dar dacă noi reușim să aducem 300 de persoane, cel puțin, da. Facem o treabă și bună. Să ne știu, să vedeți într referitor la EON, la fel și la EON, domnul vice, la EON s-a pus problema la EON ca să dăm telefon pentru sesizare. Mă repet, dacă tot umblăm cu tabelul pentru telefonie, da. Facem sesizarea și inclusiv cu tabelul, aici trecem codul de abonat. Fără număr de telefon, da. Fără număr de telefon, trecem codul de abonat și trimitem sesizările scrise cu semnătură, fără să dăm telefon, că sunt oameni bătrâni care nu știe să apase pe taste să dea telefon. Da, problema e că răspunde robotul și... Se poate, este număr și direct. Deci este număr și direct acolo, 934, se poate suna fără 0800 și cu număr cu tastatură, dar este mai greu. Lumea spune că costă și se ferește de acest lucru. Părerea mea este ca să mergem cu două tabele. O să mă ocup, eu să fac un cap de tabele. Ok. Și la ședința următoare, dacă mai este una în august, nu. Mă refer la aia din septembrie, să venim cu aceste tabele și să le și predăm la primărie. Dumnealor să le trimit. Hai să facem atât. Altceva. Dacă toți fac tabelele către EON, propunerea mea, împreună cu domnul Miron, cu doamna secretară, să facem totuși o adresă către ANR. Să le explicăm toată situația din comun. Păi facem, completez la tot ce spuneți. Facem tabelele astea să se pot trage la Xerox, copii conform cu originalul și trimise mai multe locuri și la protecția consumatorilor și la ei. Dacă se dă voie. Deci, doamna Găman, stimați colegi, singura rezolvare legală nu este decât instanța de judecată. Nu. Aia e singura... Haideți să vă spun, eu am fost personal la Orange. Și de acolo mi s-a spus, doamnă, faceți tabel.
Dar ei sunt plătite pentru tabele. Deci va rămâne în lucrare, doamna... Noi ambele am făcut tabele și egal cu zero. Va rămâne în lucrare 30 de zile. Vi se va da un răspuns așa estimativă, că o să se, o estimativă să se rezolve, dar situația nu va se va rezolva. Încercăm varianta asta și după deci, aia. Protecția consumatorului, la fel. Nici ei nu se implică atât de mult în rezolvarea acestor probleme, că spune că este o problemă la nivel național. Cei de la ANR, cum invocă domnul viceprimar, la fel și ei o să găsească repede o soluție. Eu am făcut la protecția consumatorului pentru... Ați făcut la un caz, domnul Blănar. Noi vorbim de o chestiune generală. În an de zile n-au mai fost probleme. Deci noi vorbim de chestiuni generale. Poate dumneavoastră ați făcut un caz particular, dar v-am spus, singura soluție viabilă și din punct de vedere legal este instanța de judecată, care va obliga să respecte clauzele contractuale. Domnul Miron, dar și la instanță, tot pe baza unor reclamații. Sesizări. Când nu ai cum corect. Deci tabelul rămâne în picioare. Asta trebuie. Prima dată sesizarea și cum să răspund la sesizare. Dacă am luat atenția lui domnul primar, lui domnul Vici, podul din Andrei, ce facem cu el? S-a făcut domnul Georgescu, am fost aici și l-am făcut. Ați pus tuburile? Am pus, pus așezat detașul. A doua variantă. Ce facem voi cu boierul de la, de la Glodor? Hai să vedem, nu putem. Nu, un pic. Să vă spun. Noi nu putem să achiziționăm fosta școală a Glodosului, să facem gard de jur împrejur și să facem ceva acolo. Domnul Părinte, sunt condițiile în care vorbim cu... Vinde, vinde, vinde. Avem drept de prevențiuni. Vinde boierul oricând. E când trebuie să facă publicitate imobilă, să afișare publicitate imobilă, la primării trebuie să facă. Prima dată. Prima dată. Că se poate face acolo un lucru frumos tare, dacă se poate lua și școala de acolo. Deci dacă se ieși școala aia și o demolăm de acolo, scoatem tot de acolo, nu rămân nimic, acolo se poate face ceva frumos. Da. Și pentru... Acolo a fost chiar și cămin și acolo a stat cel mai bine de cămin. Dar dacă se face la Gurabăi, se facă, deci nu se face. Acolo e cam un ban. Deocamdată Gurabăi demolăm. Deocamdată demolăm. Acolo de mașini în nasul, e chiar eu, în pantă. Eu cam atât am avut de spus și cred că mă retrag. Eram dator cu gazul, că ați ridicat problema gazului. Acum 6 ani, când noi am aprobat inclusiv stația de pompare la Janău, unde era acolo la Caraclou, la o săptămână am văzut pe linie oameni de la Transgaz. Vreo 3 ingineri măsurau, am crezut că au venit deja pentru ce aprobase mâna. Chiar m-am bucurat și m-am dus la ei să discut cu ei și zice, nu, domnule, noi creăm o linie nouă care merge la Chișinău cu gaz. Dar zic, noi uitați noi în ce situație ne găsim. Noi am aprobat și inclusiv stația de pompare și tot, zice, va fi foarte greu să se mai bage gaz în sat. Și de ce zic? Pentru că cei care bagă gaz în sat sunt Transgazul. Transgazul au luat numai plasă peste tot, că ei nu și-au mai scos banii din investiție. Oameni. Pentru că omul s-a dus cu lucrarea, dar omul nu s-a legat la gaz. Bine, rezolvarea, tot ei mi-au dat-o atunci, dacă găsiți un furnizor bun, cum ar fi gen Mihăiță la noi, să ia gazul, să preia el lucrarea și să își tragă gaz și de la el să se lege toți pe parcurs. Deci așa se mai poate. Transgazul altfel nu-ți mai vine. Să țineți minte ce vă zic eu. Austriecii au venit cu războaie și le-au cucerit, au venit politic și le-au luat tot gazul. Gazul metan al nostru în Austria, finețe. Vorbeam unul aici, vii cu da, ce mai discutăm? Aici dirijează cel... Du-te dumitare și ia ceva din pădurii. Cine a pus stăpânirii pădurii României? Nu austriecii? Ce vrei să spui? Domnul Brat. Da, treaba avem noi. Merg acolo, stau de vorbă, să vedem ce spune, ce să invocăm și cum să facem tabelul și ce spunem acolo. Deci,
La Consiliul Județean. Deci da. Înainte era domnul Pulbe, acum nu știu, mai fi el sau altul. Deci, în fiecare domeniu există câte o persoană pregătită specializată și o comunicare. Să dublați ședința. Dar nu știu cine vrea, mă, toate vrei. Păi măcar nici vorbea, nu am luat-o de aici. În legătură cu ziua comune, pe 9 și 10 septembrie. 20. Prima zi este evenimentul cu dezvelirea monumentului. Când? Pe ce dată e ziua? Pe 9. Pe 9 septembrie. Da, exact asta. Dacă ar fi să fie obligatoriu. Păi cred că este obligativitate de rar. Și să mai învăță. Trebuie și spigurul. Trebuie și spigurul din anul zilei. Obligat. Nu. Și trec cu domnule. Și uitați și costumii naționale, nu-i pregătit naționale. Da, fi frumos să facem și o albă să mare. Cine are la țavană? Fiecare cum poate, frate, îmbrăcat. Spune ce am vorbit. Chiar